Mesajul magic, you are live. Bine te-am găsit, om, binețe îți dau. Într-o zi de vineri, Doamne Dumnezeule, că nici măcar nu mai știu ce zi din săptămână este, într-o zi de vineri, 15 mai 2020. Ne vedem aici pe Facebook și pe YouTube pentru a continua povestea despre cunoaștere. O am ca invitată în această seară pe draga mea prietenă Alexandra Mihărtescu de la Alexa Event, numerolog, consilier dezvoltare personală și un om super fain, foarte mișto, pe care îl stresez eu mult pentru că ea îmi organizează mie și atelierele și conferințele și online și Doamne ajută să reîncepem și altfel, să mergem și prin tare. Amin. Corect. Mulțumesc, te pup. Te pup, mulțumesc și eu pentru prezentare. Acum când ziceai un om fain, mă gândeam, în gândul meu era, păi, atragi ceea ce ești, prin urmare. E super mișto așa cum e. Da, pe aștept să mergem din nou în sală. Mi-e dor de live-urile alea, live, nu live din ăsta, știi? Da, corect. Să fim față în față. Da, ne adaptăm. Astăzi mi-a spus Alexandra că momentan, dragii mei, pentru următoarele 30 de zile, încă adunările nu sunt permise. Da, cel puțin dintr-o ordonanță așa am citit, deocamdată, în starea de alertă, 30 de zile cât vom fi, nu sunt permise, dar acum știi cum e, pe parcurs se mai pot întâmpla multe. Dar dacă nu, ce e? Până pe 15 iunie. Da, până pe 15 iunie și, dragii mei, asta înseamnă, nici nu știu, 15 iunie ce zi din săptămână este. Stai să mă uit, 15 iunie, luni. Dar luni. Deci 15 iunie, da, ar fi trebuit să am în weekendul ăla la Iași. Deci să sperăm că va rămâne pentru Constanța în ultimul weekend din iunie, iar după aceea în iulie, Tabăra. Oh. Da, avem Păi bine, am făcut piele de găină, deci abia aștept. Da, avem o tabără organizată pe care o susțin eu. Este o tabără de 10 zile. Este o tabără intensivă în care voi lucra cu fiecare om, vom lucra cu fiecare om. De aceea, cei care vin nu pot să vină cu familia, deci nu pot să vii cu copiii, nu pot să vii pentru că se lucrează altfel, nu este cu chefuri, nu este cu nimic, este cu lucrat de vibrație. Cine vrea să lucreze, vom lucra pe identificarea emoțiilor, a bolilor, a programelor distructive, a nivelului de karmă și practic este o curățare. Cine poate să vină în tabără, dragii mei, în primul și în primul rând au prioritate cei care au făcut cursurile cu mine, care au făcut online cursurile cu mine. De ce? Pentru că, deși chiar nu recomand să se vină direct fără să mă cunoașteți, fără să fi lucrat cu mine, pentru că vreau să vă spun că sunt destul de greu de digerat. Da, deci recomand să vină persoanele care mă cunosc, altfel vor fi probleme foarte mari, ego-ul va interveni și va spune nu. Deci doar persoanele care pe bune sunt hotărâte, decise 100% să se schimbe și care sunt dispuse să treacă dincolo și să nu pună tot felul de condiții, da, eu vreau numai așa. Și apropo, Alexandra, știi când se vede cel mai bine cu cine ai de-a face la început de tabără, cu cei le care luăm datele de naștere. Cu cei care vor comenta
că nu-mi place camera asta, că eu vreau o cameră așa, că eu vreau camera aia la altă. Deci este foarte deja clar. Deja s-a început acest mic joc. Da, și e foarte clar că aceia nu vor acest lucru, știi? Ok, dragii mei, astăzi vom continua povestea noastră despre numerologie. Alexandra, eu v-am spus, un numerolog extraordinar. Între timp, în weekendul care a trecut, am urmat un mini curs, prima parte a cursului, introducere în numerologie, și vreau să vă spun că este fascinant. Putem să aflăm foarte multe lucruri despre noi. Eu practicând la nivel de amator astrologia. Tot ceea ce vom discuta în seara aceasta, dragii mei, are legătură la modul general cu lumea, dar nu luăm întrebări personale. Deci aș vrea să înțelegeți că în această seară nu vom face consultații, tu să-mi trimiți data nașterii, nu! Nu despre asta este vorba. Noi vom povesti la modul general și vom lua personalități, vom lua oameni pe care, din istorie, pe care îi cunoaștem. Și veți vedea că există de fiecare dată, există câte o predispoziție a fiecăruia, bineînțeles și astrele și numerele predispun, dar omul dispune de fapt ce face cu ele. Alexandra, am citit, îmi place tare mult cartea lui Anatol despre... O recomand cu drag, e o carte foarte, foarte faină și are informații prețioase despre numerologie. Din punctul meu de vedere, e cea mai completă carte în momentul de față pe numerologie și o recomand cu drag. Adică e o carte care e cu pixul și cu foaia în mână, dar din care poți să înveți foarte multe, inclusiv să faci matrițe. Unii se descurcă doar cu cartea, alții simt nevoia să facă și un curs și după aia parcă lumină se face și mai mult. Și acum depinde de fiecare și de varianta fiecăruia de a lucra. Nu e bine, nu e rău. Important e ca oamenii să facă ceva pentru ei și cumva să găsească o soluție în a-și îmbunătăți viața. Până la urmă, despre asta este vorba. Cunoașterea înseamnă putere și atunci ne ajută extraordinar de mult. Absolut, absolut. Și ce vreau să vă spun, aceasta este cartea, Numerologia în viața fiecăruia, Anatol Basarab. Un om pe care îl apreciez foarte mult și mi este foarte drag, are un stil care se potrivește mănușă cu stilul meu și un limbaj, îmi place foarte mult limbajul lui. Da, cei care sunt chiar interesați de cursul de numerologie cu Anatol, care este online în iunie, îi așteptăm cu drag. Vezi că eu nu te mai aud foarte bine, microfonul tău. Mă auzi acum? Gata. Cred că a fost o chestie de internet. E posibil să fost la mine. Da, în iunie, 8 iunie începe Anatol Basarab cursul de numerologie online. Va fi două săptămâni, în fiecare seară de luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Deci cine vrea și cursul cu Anatol Basarab, eu îl recomand. Chiar dacă eu la rândul meu țin cursuri, tot timpul recomand maestru. Adică eu de la el am învățat și orice alt lucru care am avut de a face, chiar și în consultații, tot timpul când a venit vorba apropo de parte de traume pe familie, am recomandat să vină la workshop-ul tău, pentru că nu, acolo tu știi mai bine. Adică e bine să recunoaștem fiecare unde se pricepe și atunci știi cum e. Nu mi-asum anumite lucruri pe care nu le-am inventat eu sau nu le-am descoperit eu, dar într-adevăr am rezonat cu ele și pot să le dau cu drag mai departe. Corect. Așa mi se pare și mie normal și eu când... și eu, dacă sunt întrebată de numerologie, îi trimit la tine, la astrologie. Da, fiecare cu ce se pricepe cel mai bine. Eu pot să mă uit la mine, sigur că da, dar asta nu înseamnă că sunt specialistă în așa ceva. Bine, poate fi folosit instrumentul numerologie, poate fi folosit pentru fiecare. Adică nu trebuie să ne apucăm cu toții să ținem ședințe de numerologie, pentru că mulți nu-și doresc asta și cei care vin să facă cursul nu îl fac pentru asta, foarte puțini. Majoritatea fac cursul pentru a se cunoaște pe ei și pentru a-i cunoaște pe ceilalți. Este un instrument de cunoaștere și autocunoaștere. Absolut, absolut. Deci, dragii mei, ce mi-a plăcut și mi-a atras atenția și m-a făcut să stau pur și simplu după ce am început să citesc cartea, Alexandra, mi-am luat o zi liberă în care doar am stat și m-am gândit și am cugetat. Pentru că a fost acolo o formulare de genul, sau mă rog, eu am înțeles așa.
numerele au o vibrație foarte puternică. Fiecare cifră are câte o vibrație foarte puternică. În trecut, acest lucru era cunoscut de către învățați. De aceea, cifrele, numerele erau pronunțate cu foarte mult respect. De ce? Pentru că se cunoștea impactul pe care îl avea vibrația acelei cifre asupra vieții omului. Da. Deci vreau să spun că pe mine m-a, băi, deci m-a lovit mie așa. Mie mi s-a făcut din nou pielea de găină. Încep să devin Andra de la România Talent. Ideea este că, într-adevăr, nu doar cifrele, dar aici vorbim de cifre și partea asta de numerologie. Da, într-adevăr, ele au o putere foarte mare și odată această putere cunoscută și, bineînțeles, dacă o stăpânim, putem să facem foarte, foarte multe lucruri frumoase. Lucrurile mai puțin, pentru că cifrele știu să pedepsească, ca să zic așa, atunci când sunt folosite într-un sens negativ. Și da, se știa, adică acum sute mii de ani, cei mai mulți învățați foloseau numerologia, astrologia, de altfel nu era doar, adică ele erau mână-mână. Marii înțelepți cunoșteau și din numerologie și din astrologie și nu numai. Citeam aici despre la ce scrie și ca să vedeți, dragii mei, scrie aici că cel care era primit, metodele de inițiere în numerologie erau destul de complicate și necesitau ample cunoștințe din alte domenii și științe. Cel care era primit în școala respectivă trebuia să cunoască matematica, geometria, filozofia, fiziologia și multe, multe altele. Deci vă dați seama că nu era o chestie simplă, hai acum să facem. Și mi se pare extraordinar. De ce? Pentru că acești oameni erau responsabili. Erau foarte responsabili în ceea ce le transmiteau oamenilor apropo de numerologie. Și e foarte interesant că cel de la care se presupune că a pornit numerologia și care a făcut numerologia cunoscută este chiar un matematician, Pitagora. Pitagora, da. Da, și noi ce am învățat în weekend și ce există în cartea lui Anatol Basarab este pe numerologia pitagorească, să zicem așa, sau de la Pitagora. De altfel, vezi, el și fiind și filozof, din ce știu, nu doar matematician, dar ideea este că, într-adevăr, a folosit matematica pentru a aduce numerologia și mai mult în prim plan. Ea, de altfel, existând dinainte. Doar că el a creat-o și a formulat-o și în alt mod. Pentru că, după cum spuneam și data trecută, există și numerologie karmică, există taronumerologie, există numerologie din Cabala, caldeiană, adică există mai multe tipologii de numerologie, fiecare cu scopul ei, dar asta pe care, într-adevăr, noi o folosim e cea de la Pitagora, care o folosim cel mai des. Alexandra, hai să începem cu un lucru care, zic eu, ar trebui discutat. De ce? Pentru că numerologia și astrologia fac parte din științele considerate pseudoștiințe și care sunt considerate de către biserică drept unelte ale diavolului. Hai să discutăm chestia asta, tu din punctul de vedere al numerologiei, eu din punctul de vedere al astrologiei. Ce părere ai? Pe mine mă bușești un pic cu trâsul, așa mai pe. Adică pseudoștiință, când zici pseudoștiință, ar însemna că e o știință falsă, practic, în traducere, dacă ar fi să analizăm acest cuvânt. Păi, având în vedere că are mai mult de 2000 de ani, să zicem 2000, hai să luăm așa în varianta de până în anii noștri, 2020, ce mai necesită să demonstreze? Adică dacă a reușit să reziste atâta timp și și-a demonstrat de atâtea ori validitatea, ca să zic așa, mai putem să spunem, adică dacă a trecut testul timpului, ce să mai încep să zic eu, să explic că nu e, că e, testul timpului eu zic că e sfânt, ce să mai. La fel ca și la astrologie. Dacă era chiar să fie o pseudoștiință, cu siguranță atâta timp nu revista. Absolut. Și mai este celălalt aspect, dragii mei, și Alexandra știe foarte bine. Orice te ajută pe tine, om, să te cunoști foarte bine, tu singur, este considerat o pseudoștiință. De ce? Pentru că a pus să fii descurajat.
Să înțelegi că nu lasă, nu, tu nu poți să afli singur răspunsurile. Nu, tu trebuie să te duci în altă parte, să-ți dea altcineva răspunsurile. Este acea dorință de a crea falsa credință că nu poți alege. Necunoscând, nu poți alege, corect. Corect. Când nu știi ce e cu tine sau cumva informație nu ai, și spuneam înainte de a începe că informație este putere, păi dacă nu ai acea putere a informației, mal, nu poți alege. E foarte simplu. Deci, dragii mei, aici este ideea că tu alegi pe cine crezi. Tu alegi dacă ceva care este vorba Alexandrei, este de mii de ani, este ceva de la dracu sau te ajută într-adevăr să crești și să cunoști. Ceea ce probabil că unii dintre voi știți sau și alții nu știu, este că nicio casă regală nu... Deci toate casele regale, hai să zic așa, au astrologi și numerologi. Corect. Nu doar casele regale, președinți și tot ce înseamnă exact. Mari guverne, adică în staful lor există oameni foarte bine pus la punct din toate punctele de vedere, inclusiv numerologie și astrologie, bineînțeles. Deci, în cazul în care ați mai avut niște dubii, să știți că inclusiv la Vatican, repet, acolo sunt cei mai renumiți și cei mai buni astrologi și numerologi, pentru că influența astrelor, influența numerelor este foarte bine cunoscută și este extraordinar să cunoaștem aceste lucruri. Repet, sunt doar niște informații, nu înseamnă că acum gata, noi nu mai facem absolut nimic în viața noastră, știi? Dar sunt extraordinare și repet, dacă ei află aceste lucruri, gândiți-vă că, de exemplu, în Japonia citisem, pentru a se căsători prințul și a rămâne însărcinată soția lui, s-au făcut calcule. Astrologii au făcut niște calcule. Da, 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 se folosește și astrologia și numerologia și pentru ca oamenii să se căsătorească. Mai era undeva, la un moment dat ne povestea Anatol, după ce se căsătoresc, oamenii merg la un numerolog și le face acea interpretare și la unul și la altul, dar de față, amândoi fiind... pentru tocmai ca ei se cunoască foarte bine, adică să știi, e un fel de manual de utilizare. Mă, omul ăsta cam așa e. Cam ăsta este fundamentul lui, cu asta ai de lucrat, aici ai mai calități, aici undeva mai trebuie să muncești. Și atunci cumva nici nu, având această cunoaștere, nu prea mai poți să te superi. Și ai văzut și tu momentul în care le faci matrițele oamenilor din jurul tău. După ce ai aflat un picuț deja prima parte a numerologiei, primii pași. Deja parcă cumva nu mai poți să te superi pe ea. Adică, bă, știu că omul e așa, eu știu că sunt așa. Și acum ce să fac? Să mă dau cu fundul de pământ? Nu! Adică pot să găsesc o cale, hai să facem să fie bine și pentru el, pentru stilul în care este el și pentru stilul în care sunt eu. Și nu te mai poți supăra, adică efectiv nu te mai poți supăra. Absolut, absolut. Și îți propun să recapitulăm apropo de... că nu l-am scris bine. Ce pregătește acolo așa? Așa intens. O să vezi că e foarte simplu, dar am greșit de trei ori. Deci avem data nașterii, data de astăzi am pus-o, da? Da, voi data nașterii astăzi, că astăzi are și el un destin, nu? Și o cifră de destin, și o vibrație interioară și absolut tot. Astăzi, da, astăzi e o zi extraordinar de importantă și de curioasă cumva, pentru că mă uit în matriță și văd acolo 3 de 5. Ceea ce înseamnă că astăzi o să stăm foarte bine cu intuiția, mare majoritate, o să putem intui și o să putem să realizăm multe lucruri interesante. Acum, întrebarea vine, credem în această intuiție sau nu? Pentru că mare majoritate, când au parte de o intuiție din aia de nu știi de unde a venit, mare majoritate se sperie și zice, bă, nu, coincidență, nu, așa ceva nu există, cum să, nu, nu. Da, e mai mult decât atât, 5 este cifra, e libertatea, ieșirea din pătrat. Ei, uite, azi am ieșit din pătrat. Da, exact.
De altfel, per total, asta e uitându-mă matrița, dar per total astăzi este o vibrație de destin 6, formată din 15. Vă spuneam și la curs că începând cu 1 mai până pe 20, dacă nu mă înșel, se repetă vibrațiile, adică 15 ziua, toate adunate dă tot 15, adică 6 cifre de destin a zilei respective. E un lucru care nu se întâmplă foarte des și asta cumva cifra de vibrație interioară a zilei de astăzi este aceeași cu cifra de destin, vibrația de destin a zilei de astăzi. Lucru care nu face decât să dea mai multă putere acelui 15, adică 6. Chiar îți spuneam că în taro numerologie și în arcane așa arată matrița zilei de astăzi. Nu? Alexandra. Da. Ai calculat bine. Da, e interesant, uite, vezi, ne aruncăm cu capul înainte astăzi, vezi? 1 2 3. Ne aruncăm cu capul înainte astăzi, mai ales când ne-au ridicat pătrățelul și ne-am redobândit o oarecare libertate până la urmă. Nu în totalitate, dar pentru unii este suficient și atât. Ne aruncăm cu capul înainte și ne apucăm să facem foarte multe lucruri, dar nu le finalizăm. Da, uite aici. Da. Sau finalizarea este pe principiul totul sau nimic, ori ne încăpățânăm să ducem la capăt, ori deloc nu ne încăpățânăm, dar mai greu oricum de a finaliza lucrurile. Avem motivația de a face multe lucruri faine, avem încredere în noi. Adică vezi, uite, dacă te uiți așa în jur, faptul că s-au ridicat o parte din aceste restricții, lumea a prins curaj și încredere, nu? Chiar mă uitam așa de curiozitate pe la interviurile, că nimerisem știrile pe la ora 1, dacă nu mă înșel. Și toată lumea era așa cu încredere în sine, cu mamă ce mișto am ieșit, suntem în libertate, ideea asta de fain. Dar în același timp șasele ne dă, ce ne dă? Ne dă un oarecare echilibru, ne dă oarecare armonie, dar este un șase format din 1 și 5, e drept. Ne dorim cumva să ne întoarcem la natură, ca să zic așa. Șasele e o cifră puternic sexuală, de asemenea instinctuală, mai bine zis. Sexuală e doar o parte, sexul e doar o parte din instinct. Și ne ajută cumva să vrem să ne reconectăm cu noi, dar să ne echilibrăm. Iar în tarot numerologie 15, arcanul 15 este arcanul diavolului. Foarte mișto, nu? Și ce înseamnă? Așa pe scurt, dar cartea în sine spune, adică multe lucruri se pot descoperi în ziua de astăzi, nu sunt neapărat lucruri rele, pentru că atunci când marea majoritate a oamenilor văd cartea diavolului, dai seama că n-ai cum, uite, dacă e să căutăm arcanul 15, ca oamenii să vadă cum, ia să vedem, dacă arcana 15. Poți să dai acolo share screen, poți, nu? Da, stai așa să vedem, share screen, ia să vedem, Pila Cron, să vedem aici, arcana. Uite, vezi, vede? Da. Da. O carte foarte, foarte interesantă. Vezi că avem doi oameni și latura aceasta de dualitate, femeia și bărbatul. Adică dacă ar fi să o analizăm acum, nu aș vrea să intru în foarte multe detalii, pentru că sunt multe și oricine poate să le citească, dar o carte interesantă. Eu zic că doar să stănim curiozitatea astăzi. O carte super. Foarte interesantă. Poate, uite, așa mai stănim interesul pentru cei care vor să descopere mai multe despre partea aceasta de tarot numerologie sau tarot. Super, da, corect. Nu se pot afla de acolo, dar e atât de complexă. Pe alocuri nici eu nu pot să zic că o stăpânesc foarte, foarte bine și atunci decât să greșesc în anumite aspecte, aș prefera să nu spun. Anumite lucruri le înțeleg, dar eu zic să strânim doar curiozitatea. Când o să mă simt mai pregătită să vorbesc și despre tarot numerologie, cu drag o voi face. Corect. Alexandra, doar atât, o să te rog frumos să repeți semnificația. Deci ziua nașterii, gândiți-vă fiecare la data nașterii voastre. Ziua înseamnă? Vibrația interioară sau cum e omul cu el, dacă e ziua de naștere. Adică deci, cum e interiorul lui.
Exact. Cum ești tu în interiorul tău? Asta e foarte important, că așa ne putem da seama cum ești tu ca om. Apropo de ce zicea Alexandra, că atunci când știi anumite lucruri și îi știi data nașterii, deja poți să-ți dai seama cum este el în interiorul lui. Atenție, în interior. Ziua de naștere se raportează doar la interiorul, cum e el cu el, ca să zicem așa. Cum e persoana în interior, pentru că luna de naștere este cea care ne spune rolul său în societate sau cum este văzut de exterior și cam care sunt lucrurile de la care... ce așteaptă ceilalți, practic, într-un fel sau altul. Și persoanele care sunt născute, de exemplu, în 5-a, astăzi este 15, sau măcar în 14-a, vibrația 1 cu 4 e 5, luna a 5-a, cumva cum sunt în interior, sunt văzuți și la exterior și se vor comporta și în societate, dar contează, într-adevăr, din ce este formată cifra. Dacă este un 5 format din 1 și 4, ne spune un lucru, dar dacă începem să detaliem, după aia toată lumea zică, da, 12 ce înseamnă, da, 11 ce înseamnă, dar și atunci o să intrăm pe panta asta de a explica vibrația interioară. Pentru toți ceilalți am să vă rog foarte frumos să vă uitați la emisiunea dinainte, de acum 2 săptămâni cu Alexandra, în care a explicat aceste lucruri. Deci nu are rost să le reluăm doar așa pentru că tu nu ai văzut. Nici o problemă, te uiți, înțelegi? Deci... Poftim? Tehnologia, zic, ne ajută. Acum putem oricând să reaccesăm informația. Absolut, absolut. Ce aș vrea eu acum, din punct de vedere astrologic, să povestesc, dragii mei, reintrarea în această, să zicem, reobținerea de acestei libertăți, este... într-o perioadă în care 3 planete retrogradează, au retrogradat și este vorba despre Saturn, care a retrogradat, Venus și Jupiter. Saturn în 11 mai, Venus în 13 și Jupiter în 14. Pentru cei care nu știți, retrogradarea este doar o noțiune astrologică, este un mers aparent înapoi. Desigur, o planetă nu poate să meargă înapoi, dar atunci când o planetă retrogradează, înseamnă că este ca și cum tot ceea ce ne ajută sau tot ceea ce face acea planetă se pune în pauză. Și se creează un timp în care tu poți să îți refaci, să vezi ce ai de făcut, nu să te duci mai departe, ci să reiei ce anume ai de făcut. Și mie mi s-a părut foarte mișto, apropo de ce spuneai tu, Alexandra, în această perioadă, așa cum am spus, Saturn are mișcare retrogradă, ceea ce înseamnă, și mișcarea retrogradă va fi până la sfârșitul lui septembrie, când Saturn Cronos intră în mișcare retrogradă, dragii mei, aia înseamnă ți se mai dă încă o șansă să îți rezolvi problemele. Saturn retrograd înseamnă lecții neînvățate. Ni se dă posibilitatea să reluăm lucrurile pe care nu le-am făcut așa cum trebuie. Nu să le fușerim. Deci, perioada de Saturn retrograd, repet, din 11 mai și până în 29 septembrie, este o perioadă în care, vă rog, luați la purecat tot ce știți că ați lăsat în coadă de pește. Dacă aveți o relație, un loc de muncă, ceva care este lăsat în coadă de pește și aveți voi senzația că timpul va repara, nu, este momentul. Acum este momentul, Saturn este în acest moment în Vărsător, deci care este zodia umanității și va reveni înapoi în Capricorn. Ambele sunt casele lui. Dar una este, Vărsătorul este aer, iar Capricornul este pământ. Și asta înseamnă că în câteva săptămâni, când va reintra Saturn înapoi în Capricorn, din nou vom fi, știți cum, ca și cum te imobilizează cineva. Deci te imobilizează și nu te lasă să te duci mai departe până nu-ți rezolvi acel lucru. Fac o mică paranteză, mai de mult aveam un câine, un boxer care lord, un câine foarte haios. Ideea este că atunci când s-au mutat părinții mei la țară,
Câinele era extraordinar, te lăsa să intri în curte, dar nu te lăsa să ieși din curte. Deci te lăsa să intri și venea și te lipea cu botul, așa te lipea de poartă. Nu te mușca, nu-ți făcea absolut nimic. Și, dar nu te, dacă voia să te miști, te mârâia. Până când veneam noi. E, ăsta este Saturn, care vine și te va imobiliza acolo, înțelegi? Și nu vei putea să faci mari lucruri. De ce? Pentru că e nevoie să îți înveți lecția. Nu vrei să-ți o înveți, nicio problemă. Saturn vine cu probleme de oase. Iar Capricornul și Vărsătorul, Capricornul răspunde de genunchi, iar Vărsătorul răspunde de zona gleznelor. Așa încât e posibil să aveți dureri. Durerile acestea sunt doar semnale că ai ceva de rezolvat. Nu te poți duce mai departe în viață având o lecție neînvățată. Sau, mă rog, n-ai decât să nu-ți înveți lecția. E treaba ta. Venus a intrat în mișcare retrogradă alaltăieri, în 13. Și este în mișcare retrogradă în Gemeni. Venus răspunde de relații. Și iar Gemenii, ca și zodie, să zicem așa, dau inteligență, înțelepciune, deșteptăciune, comunicare extraordinară. Venus în Gemeni, în mișcare aparent retrogradă, până în 25 iunie, ne dă posibilitatea să reluăm tot ce avem neîncheiat în relații, dragii mei. Orice formă de relații. Și dacă ne uităm, sunt exact 40 de zile. Deci Venus va rămâne în mișcare aparent retrogradă 40 de zile. Am postat la mine pe pagina de Facebook ieri ideea asta, că e o observație de-a mea, creierului trebuie 40 de zile să se reconfigureze. Deci, dragii mei, este o perioadă în care e nevoie, e vorba despre iubire, comunicare, conexiune. Și este momentul în care să ne reconectăm la umanitate, cum ar veni. Dacă la vrei. Natură. La natură, până într-un fel sau altul, că natura niciodată nu va face ceva rău sau ceva împotriva ei. Absolut, absolut. Aniela Eli se referă și la proiecte rămase neterminate în plan concret, gen șantier. Nu, draga mea, deci dacă vrei, fă chestiile astea, toate se referă la tine personal. Deci, dragilor, numerologia și astrologia se referă la tine personal. Dacă pentru tine șantierul ăla este ceva, o chestie extraordinară, fă-o. Venus în Gemeni vine și povestește exact despre Venus este și planeta banilor. Și 6 este cifra banilor. De asta vreau să zic, ca să vezi cum se potrivesc unele cu celelalte. Deci, dragii mei, în această perioadă suntem sfătuiți de Venus retrograd, suntem sfătuiți să nu cheltuim bani decât să îi investim în ceva ce ne ajută pe noi personal. Adică, de exemplu, ce înseamnă investiție? Cursuri personale, ceva ce ne ajută pe noi în evoluția personală. Dacă pentru tine șantierul este evoluție personală, atenție, e evoluție interioară, nu egotică. Dacă pentru tine asta este ok. Înțelegi? Deci faceți cum vreți voi. Noi vă dăm informațiile, voi faceți cum vreți voi. Că de fiecare dată când dăm informațiile se... Întotdeauna vine cineva și zice, dar nu se poate așa. Ok. N-a întrebat degeaba, probabil acolo șantierul o cam doare, că nu e gata și atunci Absolut. Simți nevoia să spună. Absolut. Ideea este, dragii mei, acum se vor face, se vor cerne lucrurile pe care le facem pentru ego-ul nostru și lucrurile pe care le facem pentru noi în interiorul nostru. Deci,
ca idee. Și mai avem din data de 14, deci de ieri, a intrat Jupiter în mișcare retrogradă, va rămâne așa până data de 13 septembrie, Jupiter retrograd. Asta este retrograd tot în Capricorn și ceea ce înseamnă că va rămâne încă în tandem cu fratele lui Pluto în Capricorn, ceea ce înseamnă încă posibilitatea de a ne deștepta, de a vedea niște reguli și de a înțelege că nu totul este spre binele nostru. Jupiter e cel care ne dă înțelepciunea. Deci, ceea ce înseamnă, dragii mei, că în această perioadă s-ar putea să aflăm niște lucruri de dedesubt, niște adevăruri, hai să zicem așa, pe care nu le credem, care acum s-ar putea să ni se pară că sunt aberații. Ideea este să aflăm, că putem să aflăm anumite lucruri. Dragii mei, dacă vrei să afli adevărul, uită-te întotdeauna la teoriile cele mai contestate. Pentru că dacă n-ar fi contestat, adică dacă ar fi neadevărate pe bune, de ce te-ai mai chinui să le contești? Da. Chiar mă gândeam, apropo, din punctul de vedere al tarotului, la acea arcană, pactul. Uh-huh. 15, apropo de cartea diavolului, da, de arcană. Pactul. Uh-huh. Pactul cu diavolul. Cine știe ce pacturi l-au mai făcut astăzi? Da, și mai este încă un lucru și acum mă adresez cunoscătorilor în domeniu. Dragii mei, probabil că știți, unii dintre voi, probabil nu, unii dintre voi nu știți, dar toate lucrurile astea care s-au spus, toate reglementările acestea, nu sunt legale decât începând de luni. Deci, da, acel vid legislativ. Este un vid legislativ. Deci, dragii mei, acum, în aceste azi, mâine și poimâine, apropo, este exact perioada în care planetele astea care retrogradează, care merg în mișcare retrogradă, se opresc și au o mișcare, se opresc puțin câteva zile și după aia încep să meargă invers. Exact în această perioadă, dragii mei, este un vid legislativ. E oficial, adică nu e nu știu ce. Deci, dragii mei, tot ce se face astăzi, mâine și poi mâine nu are niciun fel de chestie legală. Dar dincolo de asta, gândiți-vă ce anume pregătește Universul în aceste trei zile. Alexandra, ce zici? Structurare. Da, necesită o restructurare, oricum mulți așteaptă cumva să fim la fel ca înainte, dar noi ca înainte nu vom mai fi. Nu avem cum. Și bine ar fi să nu, adică asta e idealul, că de asta vine o pandemie sau orice ar veni, din punctul meu de vedere, vine, știi cum e, ca atunci când în viață, când mergi, uite, mergi frumos așa, alegi prin viață și deodată te împiedici și chiar îți rup piciorul. Cum ziceam, poate e semnul lui Dumnezeu, poate e semnul lui Dumnezeu de a vorbi cu noi și zice, bă, mai încet, lasă-o mai încet, ia mai stai la orizontală, mai gândește. Uite așa și cu pandemia asta, ia planeta, umanitatea, ia mai gândiți-vă voi un picuț cam ce concepte aveți, ce principii, cam cum mergeți voi prin viață, ce faceți voi prin viață și după aia mai vă dau drumul să mai circulați. Acum, dacă e să o luăm în sensul acesta... și nu și alte, teorii sunt multe. Dar eu zic să vedem latura bună a lucrurilor, faptul că din discuțiile pe care le-am avut chiar în aceste două luni cu oamenii cu care am făcut consultații, mulți dintre ei s-au bucurat că au putut să se regăsească, că au putut să citească, că au putut să stea cu familia, că au putut foarte multe lucruri pe care nu le făceau până atunci. Unii chiar s-au gândit la acea restructurare și din punct de vedere al joburilor, al vieții. Și atunci a adus beneficii, dintr-un oarecare punct de vedere. Dar știi cum e, că la orice, în orice beneficiu există și un dezavantaj. Și atunci, da, au fost și anumite dezavantaje și vor fi, sunt și anumite repercursiuni, faptul că s-a stat atât de mult în casă. Sunt persoane care, din păcate, poate au făcut anumite sau au primit anumite vești, au fost dați afară. Adică sunt care au trăit și adevărate drame în această perioadă, din păcate. Așa e. Ei. Da, așa este, dar vezi tu și tu știi foarte bine, Alexandra, acest lucru și, dragii mei, ar fi foarte bine să înțelegem că nimic nu este întâmplător.
Și că dacă ne-am pierdut un loc de muncă, nu este pentru că cineva a fost nedrept cu noi, ci pentru că acel loc de muncă, noi știam dinainte că deja nu ni se mai potrivește. Da, e un șut în fund ca să nu. Știi, dacă n-aveai curaj, uite, las că s-a mobilizat o pandemie pentru tine, cumva, ca să lucrurile se schimbe. Clar, necesită schimbare, nu doar la nivelul fiecăruia, dar și la nivel global, dar această schimbare la nivel global, până la urmă, rezultă din schimbarea fiecăruia. Absolut, absolut. Și, dragilor, mai este încă un lucru. Tot din 13 de alaltă ieri, Marte, care este planeta războiului, a intrat în Pești, care este planeta păcii, a armoniei, a înțelepciunii. Marte nu se simte foarte bine acolo. Ceea ce vreau să spun este că pentru următoarea perioadă chiar s-ar putea să ne ascundem. Știi cum este Marte în Pești, Alexandra? E ca și perioada aia de, în care toate războaiele se suspendă. Înțelegi? Pauză. Deci, de pauză. Da, o formă de pauză, un fel de pauză, înțelegi? Pentru că armistițiu, ca să zicem așa. Exact, un armistițiu. Pentru că se activează umanitatea, se activează partea asta de diplomație, să zicem, știi? Și Marte nu poate. Deci nu e, o să vedeți, s-ar putea să vreți să vă certați cu persoane în următoarea perioadă și nu o să reușiți. Pentru că s-ar putea ca acele persoane să zică, ok, ai dreptate, bine. Deci vor fi aplanate multe dintre conflicte care în alte dăți s-ar putea să fi fost, să fie ieșit așa, o explozie intens. Ei, acum este o perioadă în care e momentul în care să învățăm ce să facem cu acest Marte în Pești, ceea ce înseamnă că în această perioadă, dragii mei, este posibil să existe totuși dureri de cap. De ce? Pentru că Marte vine și dă acele scurt circuite. Nu uita, la nivelul creierului avem curge și curent electric, da? Deci se transmite informația atât prin substanțe chimice, neurotransmițători, cât și prin curentul acesta electric, prin impulsuri nervoase, care este de la neuron la neuron. Și asta înseamnă, într-o zodie de apă, poate să fie scurt circuită la nivelul creierului, poate să însemne dureri de cap, dragii mei, senzația că parcă plutim. Să fiți atenți dacă sunteți hipertensivi, să vă luați medicația antihipertensivă în această perioadă, pentru că poate există risc de edem cerebral, știi? Sau de hipertensiune arterială. Știi? Deci, dragilor, aceste lucruri se adresează tuturor, indiferent de zodii. Desigur, poate să fie o chestie de cei care sunt din zodiile respective să fie mai afectați, dar fiecare dintre noi avem în toate zodiile, aproximativ, în toate zodiile avem cel puțin câte o planetă, știi? Și ne afectează pe noi. Infrared Girl, eu credeam că durerile de cap pe care le am sunt de la atacuri asupra chakrei third eye, deci chakra a șasea. Iubita, nu te poate ataca nimeni dacă tu ești pe vibrație ridicată. Poți fi atacat doar atunci când tu ești cu vibrația scăzută. Când ești cu vibrație scăzută, este ca și cum tu chemi oamenii să se conecteze la vibrația ta, la frică, la furie sau așa mai departe, știi? Deci, durerile de cap sunt date de această activitate foarte mare la nivelul creierului, știi? Așa. Iubita, tu ce zici din punct de vedere numerologic pentru perioada asta, perioada următoare? Cam cum? Tot anul în sine o să fie, și este deja,
cei doi de doi se simt, dualitățile se văd, ale lui doi, emoțiile se văd, fricile se văd, adică deja totul e, se joacă cu cărțile pe masă într-un fel sau altul, sau cine nu le vede încă poate ar fi bine să se uite mai bine. De asemenea, toate acestea duc către patru, care este și sănătatea corpului fizic, care lucru iarăși foarte vizibil din punctul meu de vedere, adică cumva pandemia asta zici că a fost aleasă să vină acum. Pentru că se testează foarte mult relațiile la nivelul interuman, între noi oamenii, dar și între state, între țări, cum stăm, cum comunicăm, cum relaționăm unii cu alții, dar nu doar la nivel mic și la nivel mare. Și atunci, clar, în continuare se va merge pe acest tren, se va testa foarte mult comunicarea, se vor testa foarte multe lucruri din punct de vedere al stărilor, energiilor, emoțiilor și tot ce înseamnă doi. Bineînțeles că în continuare vor fi acele dualități, nu avem cum să scăpăm până la finalul anului de ele, dar ideea este că toate până la urmă vin cu un test și fie că este din astrologie, fie că este din numerologie, într-o oarecare măsură, ele vin ca noi să ne rezolvăm, cum ziceai și tu, anumite lucruri, să găsim anumite soluții și să facem într-un final curățenie. Și să ne întărim, pentru că în momentul în care treci un test, practic ce faci? Nu? Uite, de exemplu, cât te imunizezi la ceva. Asta înseamnă că ți-a întărit sănătatea corpului fizic până la urmă. Exact. Și data viitoare, dar vedeți că eu din ce știu foarte mulți în care merg și spun, știi că dacă ai avut o boală, că nasol, că ești mai predispus, eu văd lucrurile un pic diferit, că dacă cumva ai avut, adică ca și atunci, uite, când crește bebele, ce zici? Hai să-l imunizăm, hai să intre în contact cu microbii, cu bacteriile, cu tot felul, ca corpul devine din ce în ce mai rezistent. De ce ca adulți am devenit din ce în ce mai slabi la imunizări și la tot felul de bacterii și virus și ce mai fi? Adică nu rămâne principiul același și eu mă întreb, uite, te întreb pe tine că tu ești medic la bază și știi cam cum stau lucrurile. Adică nu funcționează la fel și la adulți? Ba da, funcționează la fel. Ideea este că tu știi foarte bine că eu am obiceiul să spun că medicina pe care am făcut-o eu, am terminat facultatea de medicină în 1990 la Timișoara și medicina pe care am făcut-o eu, facultatea de medicină, era cu totul și cu totul alta decât medicina de acum. Atunci se punea accentul foarte mult pe om, se punea accentul foarte mult pe prevenție, pe a umbla în aer liber, deci era cu totul și cu totul altceva. Acum s-a ajuns la ca oamenii să fie speriați, oamenii sunt speriați de bacterii, de virus și din această cauză își blochează sistemul imunitar, dar mai este încă un aspect, Alexandra și dragii mei, tu știi foarte bine că am mai discutat atunci când avem această frică, indiferent că este de virus, de bacterii, de mai știu eu, pandemie sau mai știu eu ce, creierul nostru își blochează gândirea și rămâne doar pe trunchiul cerebral, rămâne doar pe luptă și fugi. Deci, ceea ce înseamnă că corpul nostru intră pe rezerve și nu va putea să se regenereze. Este atât timp cât nouă ne este frică de ceva și trăim în această frică, dacă venim, gândiți-vă, dragii mei, că apropo de ce spuneam cu Jupiter în Capricorn, retrograd în Capricorn și lângă Pluto, deci ar putea să iasă la suprafață niște adevăruri, cum ar fi, de exemplu, eu sper din tot sufletul să iasă medicii în sfârșit afară și să povestească, să vorbească despre faptul că nu ai cum, Alexandra și dragii mei, să... Vezi cum se testează comunicarea. Da, da, exact. Și nu ai cum să previzionezi că la toamnă va mai fi încă o pandemie. Deci nu ai cum și oamenii deja sunt speriați. Credeți-mă că am vorbit cu oameni și au zis, dar tu dai seama că o să vină în toamnă. Și am zis, mă, n-are cum, adică nimic nu există așa ceva, e o chestie de probabilitate. Cei care știți matematică știți foarte bine ce înseamnă calcul al probabilității 1 la mână, 2 la mână, dragii mei, virus au fost, virus vor mai fi, adică băi, epidemii au fost întotdeauna. Întotdeauna au murit sute de mii de oameni în fiecare an, dar au murit cei care aveau imunitatea foarte scăzută. Acum doar atât s-a aflat apropo de comunicarea defectuoasă. Da. Punem accentul doar...
ies la suprafață foarte intens anul acesta și îți dai seama că cât înaintăm spre finalul lui 2020, cu atât știi cum e. Ne ajunge ca atunci când suntem într-un examen și mai ai puțin timp, cu cât trece timpul și nu ți-ai terminat de rezolva problemele ca să termini acel examen, cu atât te grăbești, cu atât toate lucrurile, emoțiile, comunicarea și tot ce discutam se intensifică. Dar de altfel, vezi, un 4 ăsta este un 4, 4 e fain. Adică toate cifrele sunt frumoase, din toate cifrele noi putem, cum am zis de la început, au o putere și putem să-l folosim această putere, iar noi în acest an tocmai asta putem să ne întărim corpul, dar mai mult decât atât, 4 este stabilitate. Putem să ducem trainic, este perseverent. Odată lucrurile făcute de 4 sunt lucruri care vor ține o viață. Adică odată ce faci lucrurile pe care le faci în anul acesta, dacă vorbim de dezvoltare personală, le vei face un impact foarte, foarte mare. Adică schimbările care le facem și munca pe care o facem, că 4 este și muncă, va fi o muncă, într-adevăr, în adevăratul sens al cuvântului, dar acea muncă va avea și niște roade la un moment dat, adică vor fi și niște rezultate. Dar dacă muncim pe principiu, bă, nu mai vine rezultat, să grăbim, s-ar putea să greșim. Și iarăși, acea stabilitate și acel rezultat al muncii pe care noi ne dorim cu atât ardoare, să fie unul pe măsură. Adică, în funcție de cât muncești, atât primești, se zice, nu? No, da, și atunci da. Patru e responsabilitate, va trebui să ne asumăm responsabilități, va trebui să... când vezi un patru ca un stâlp a societății, apropo, patru e tot pământ. Da, și aș vrea doar să vă arăt cum e simbolul lui Jupiter. Ce mișto, uite că nu știam simbolul acesta. Adică l-am văzut, dar nu-l reținusem așa. Deci, n-am făcut conexiunea dintre 2 și 4. Da, poate că dacă suntem înțelepți, cum zici tu? Deci dacă suntem înțelepți, uite, ca să vedeți cum se leagă. Se leagă, da, astrologia cu numerologia. Da, ele de altfel, dintotdeauna eu am spus și sunt tot numerologii, susțin același lucru. Am avut astrologi și la cursurile lui Anatol și la consultații. Ei spun că nu vine, numerologia nu vine să contradică nimic, din contră se completează. Obiectul de studiu este diferit, dar spune același lucruri, adică nu se contrazic. Sunt surori, așa, dacă am putea spune. Saturn. Ce tare! Uite un 5. Da, Saturn care înseamnă, care este profesorul. Deci dacă ne învățăm lecțiile, se va întâmpla schimbarea, 5-ul. Da, schimbare, progres, 5-ul. Da. Apropo de 2021, care va fi un an care ne va motoriza de nu se poate, 2021, 5. Schimbarea va trebui să aibă loc. Dar vezi tu că 5-ul, 4 este munca, 5-ul e culesul de roade. Exact. Adică de cum muncim acum, la dezvoltarea noastră, la stabilitatea noastră, la ce vreți voi, tot muncă e. Așa vom culege roadele la anul. Exact. Deci acum e momentul și putem să profităm, dragii mei, de această perioadă în care nu trebuie nimic altceva decât nu mai asculta ce-ți spun alții, fă-ți tu propria ta părere despre lucrurile astea. Alexandra, am primit destul de multe întrebări legate de faptul că oamenilor li se repetă aceeași secvență, repetitiv, văd aceeași secvență. Uite, acum, există într-adevăr mai multe motive. Cum am zis și la curs și zic tot timpul, nu faceți o obsesie din numere. Orice este exagerat, cu siguranță nu va face bine. Dar există mai multe motive pentru care putem să vedem aceste numere. Odată pentru că ne uităm mult mai des la telefon. Apropo, sunt persoane care au un obicei de a se uita. Ok, dacă chiar este întâmplător și te uiți, știi, nu-ți propui sau așa, dacă ești genul de om care se uită din 2 în 2 minute la telefon, cu siguranță va vedea la un moment dat și 2:22 și 2:44 sau... Dar dacă nu ești genul acesta de om, da, numerele transmit ceva, dar știi cum e? Necunoașterea, cum zice Anatol, mie îmi place tare mult, cunoașterea pe jumătate e mai rea decât necunoașterea. Și atunci mai bine să studieze mai bine numerele. Sunt, da, pot fi anumite lucruri și anumite mesaje universul ne poate transmite, dar dacă nu știm să le interpretăm cu înțelepciune, mai multă în eroare ne va duce. Și atunci, nu știu, citiți o carte de numerologie, urmăriți mai multe, adică încercați să aprofundați.
Da, există sincronicități, dar ca să ajungem noi să le înțelegem, ar fi bine să ne ocupăm prima oară de viața asta așa mai pământeană, să o facem foarte bine și după aia să ne preocupe și sincronicitățile. Nu vreau să fiu rătăcioasă, nu ăsta este scopul. Ideea e că am observat într-adevăr că unii s-au dus într-o exagerare, iar mie chestia de exagerare nu-mi place. Am zis-o și la curs, ai văzut că le-am zis nu faceți în obsesie, nu de acum la fiecare minut, n-ai făcut stânga, n-ai făcut dreapta, ce dată ești, pentru că e obsesie, efectiv. Iar asta, exagerarea, fie că e într-o direcție, fie că e în cealaltă, nu e bună. Adică ce o să faci? Nu o să mai faci nimic acasă, e zi de patru și nu o să mai iei nicio decizie sau ce? Ce o să faci? O să stai așa și o să te uiți să vezi, bă, stai, aștept să treacă ziua de patru, că azi, fiind patru, cu muncă, cu ordine, aștept să vină cinciu ca să progresez. Nu, serios? Adică nici chiar așa. Dar da, există sincronicități, ele pot fi interpretate. Unii primesc, da, uite că am văzut, am primit în vis un număr, numărul 52. E posibil multe din cifrele pe care cei care le văd le au în matrița lor, calitățile lor și cumva într-un fel poate fi acea idee că mă, sunt cifrele tale norocoase, le vezi mai des, folosește de ele. Sau, da, există și cărți cu numerele îngerilor, cum a zis mai sus cineva într-un comentariu, în care într-adevăr fiecare cifră este interpretată. Ok, bun, și primești mesajul, ce faci cu el? Corect. De acord, da, ai văzut ăla, ai văzut numărul ăla, ai văzut numărul ăla. Ai căutat, ai înțeles cât de cât ce înseamnă numărul respectiv și mai departe ce faci? Că de fapt aici apare problema. După aia mai cumva fugi după alte numere? Păi, dacă nu l-ai înțeles pe primul, crezi că o să înțelegi pe al doilea sau pe al treilea? Adică fiți un pic mai selectivi. Într-adevăr, sunt foarte multe semne și este bine să le vedem, dar nici să dăm așa un pic într-o direcție obsesivă. Știu că poate pentru unii sună cumva dur, dar păstrați echilibru. Perfect, de acord cu tine. Același lucru și cu astrologia. Este valabil pentru că sunt oameni care nu fac absolut nimic până nu se consultă. Oare pot să mă duc acolo? Băi, faceți lucrurile respective pentru că ar însemna ca tu să nu-ți mai asculți intuiția aceea despre care vorbea Alexandra. Tu nu-ți mai asculți sinele acela divin care îți spune dinăuntru, băi, poți să faci sau nu poți să faci lucrul ăsta. Și în plus, dragii mei, dacă nu facem un lucru, cum am putea să obținem experiență? Plus că gândește-te în felul următor, adică, da, sunt numerolog, știu vibrațiile, știu calitățile cifrelor, cunosc partea aceasta foarte bine, dar nu vă gândiți că eu îmi programez 100% ziua, că astăzi e 15 și nu fac aia sau mâine e 16 și nu fac cealaltă. Nu, ci am în vedere anumite lucruri care cumva ziua, vibrația zilei de astăzi mă susține să le fac mai ușor. Ok, și dacă din activitatea mea reiese acele lucruri și pot să antrenez acele lucruri mai mult sau măcar să le am în vedere, dar nu uitați că a rămas că puterea, informația înseamnă putere și libertate. Obsesia nu. Obsesia te bagă tocmai într-un cadru și cumva la un moment dat efectiv nu mai poți să te miști. Și cumva e falsa impresie că bă, dar știu atât de multe, dar parcă nimic nu fac, nimic nu se schimbă. Da, chiar așa e, pentru că știi cum e, una e să știi și alta e să aplici. Da. Una e să-ți dorești, una e să faci. Sunt câteva lucruri care fac de nuanță până la urmă, dar care fac diferența. Și da, uite, cum zice și Cristian, stilul de viață. Că dacă stai degeaba de dimineață până seara și te uiți din când în când sau destul de des la ceas, cu siguranță, dar uite, la mine trec zile în care efectiv, în afară că știu ok cât e ceasul, cam următoarea programare, consultație sau curs, în rest nu stau să urmăresc aceste cifre. Dar când îți propui, creierul tău le va căuta, cu siguranță. Așa, așa este. Așa cum de altfel caută și lucrurile nasoale. Uite, caut oamenii care sunt pesimiști, pentru că eu consider că oamenii sunt pesimiști, mintea e programată și va căuta oamenii pesimiști. Chiar dacă tu nu conștientizezi acest lucru și din contră te vei plânge că oamenii pesimiști îi întâlnești peste tot și că toți sunt pesimiști. Nu, uite așa te-ai programat mintea să-i vezi pe pesimiști. Așa putem să ne programăm mintea să vedem și anumite cifre. Dar dacă asta nu a fost făcută, programarea asta n-a fost făcută și chiar e o coincidență, atunci da, sunt mesaje care sunt transmise, doar că necesită un studiu mai larg pentru a le înțelege. Adică, nu, aș vrea oamenii nici să o ia razna totuși, ca să zic așa, într-un fel sau altul.
Mie, de exemplu, dacă iau telefonul și vreau să mă uit, să zicem, pe Facebook sau să văd dacă am primit mesaje, în momentul în care deschid clapeta, îmi arată automat ora. Adevăr, mi se întâmplă de multe ori să văd 21-21 sau deci dublat, înțeleg? Dar pentru mine e o chestie de gen, ce fain, știi, dar atât. Adică dacă chiar vreți să o luați așa într-un mod rudimentar, când mai multe cifre sunt într-un loc, cumva puterea acelei cifre care este esențială, uite, când te uiți 2, 2, 2, 2, cum e 2020, 2 de 2, clar că puterea lui 2 crește. Dar acum ce vei face cu informația asta? Da, există persoane, avea Anatol Basarab un articol foarte mișto scris pe site-ul lui, cu Minutul de Aur, când da, poți să transmiți în univers, e o cale directă în care tu poți să transmiți anumite lucruri pe care le vrei. Dar iarăși, ce faci cu asta? Ai aflat, ok, pui în aplicare, nu pui în aplicare. Că dacă nu, e doar o altă informație, iar noi, la un moment dat, de aceea, uite, cum ziceam, că eu astrologie nu prea știu, decât așa chiar... elementar spre deloc, ca să zic. Și am zis, mă, deocamdată nu sunt pregătită să aprofundez. Aș vrea să aprofundez cât mai mult numerologia, că și acolo mai am de învățat destul de multe. Și după aia, când mă voi simți pregătită, o să aprofundez și astrologie sau orice altceva care voi simți. Deocamdată aprofundez numerologia și astrologia omului. Nu. Acum, mai bine fac unul și bun, două și, ca să zicem așa, că nu, sunt două direcții, dar ele cumva se împletesc, nu poți să zici că sunt separate. Atunci, cu siguranță, o să... Ok. Uite, am postat materialul cu Minutul de Aur de la tine de pe site-ul. Da, ăla e un articol din 2017. Foarte tare. Da, deci Nu știu dacă se mai găsește, el este în revizuire cu site-ul, din ce știu ultima oară era într-o revizuire a site-ului, dar e și acolo într-adevăr o idee cu Minutul de Aur. Uite, la el ai luat, că de-aia zic. Către el. Păi știi de ce? Pentru că îți dai seama, eu nici nu mai știam că l-am pus la mine pe site, dacă e din 2017, pentru că el pe site-ul lui nu mai găsesc. Își restructurează site-ul și n-am mai găsit articolul. Foarte tare, uite, vezi, nici nu știam că, uite, la mine în curte. Da, am făcut trimitere căia lui. Da. Păi, așa este și normal. Da, uite, așa scrie Anatol Basarab, deci de pe site-ul. Corect. Da. Dacă e al lui Anatol Basarab, ce o să zic eu că e al meu? Absolut, absolut. Deci, dragii mei, dacă vreți să aflați mai multe despre semnificația cifrelor, a numerelor, vă rog frumos să revedeți emisiunea de data trecută. Lavinia Jacobi, tu tot insiști și tot insiști cu 22-22 și se pare că nu ai auzit nimic pentru că tocmai a vorbit despre 2 și 2. Deci vezi, da. Vrei special pentru tine. Deci tocmai a vorbit despre 2020. Puterea lui 2 la dublu. Deci da, probabil ea vrea din punctul de vedere al cifrei maestru. Înțelege-l pe 2 și după aia ajungem și la maestrie. Exact. Mie mi-a plăcut foarte mult ce ai spus. Mă rog, totul mi-a plăcut, dar chestia asta mi-a plăcut foarte mult, Alexandra, când ai vorbit la curs despre numerele maestre 11, 22, 33, și despre faptul că multă lume are tentația în ultima perioadă să zică, wow, număr maestru. Nu, fă-ți tu prima dată treaba aia, 1-1 sau 2-2, înțelege tu 1, înțelege 2 sau înțelege 3. Și după aia s-ar putea să înțelegi ce înseamnă 33 sau 22 sau 11. Da, pentru că, cum zice și Anatol și nu doar el, cu toții zicem, mă, dacă erai maestru, nu mai erai nici pe aici, nici la filmulețe, nici la cursuri, nici nicăieri. Adică cu toții că și la tine ai regăsit ideea asta și eu o susțin și Anatol o susține și mulți alții o susțin. Bă, dacă chiar erai maestru, stai liniștit că n-aveai nevoie de noi. Sau nu aveai nevoie de nimic, adică oricum le înțelegeai pe toate, nu neapărat în special de noi, de informație, de tot ce se întâmpla în viața de zi cu zi. Și de aceea, da, chiar Anatol zice, mă, faceți-vă doiul, că după aia o să ajungeți voi la celelalte maestrii, da? Până acolo, măcar faceți-vă prima parte. E ca la jocuri, zic eu așa, un nivel. Nivelul 2, primul nivel al lui 2 e 2 însuși, iar 11 este doar un alt nivel, al lui 2, bineînțeles. Dar ca să ajungi la al doilea nivel al lui 2, nu trebuie să înțelegi prima oară primul nivel, adică ca la jocuri, dacă vrei să ajungi direct la nivelul 2 fără să faci nivelul 1, nu o să te lase jocul. Sau poate cumva o să ieși hacker și cumva o să faci să te lase, dar uite, nu o să fii pregătit pentru nivelul 2 pentru că nu știi ce s-a întâmplat la 1. Așa, dacă ar fi să facem o metaforă, să ne
ducem în direcția aceasta. Deci, eu zic să vă înțelegeți, să lucrați cu voi într-un mod mai simplist și după aceea să vă complicați. Corect. Corect. Și plus gândiți-vă că doiul fiind și cifra emoțiilor, energie, da. Energie, da, și gândiți-vă că tot ce înseamnă cei care sunt născuți în data de 2, în data de 11, în data toate zilele din 20 și până în 29, există și cifra 2 acolo, deci cu toții avem ceva de învățat în domeniul emoțiilor. Comunicării, emoțiilor, relațiilor, da. La nivel personal. Deci mă refer la ziua de naștere, nu la lună, la ziua de naștere, știi? Deci e foarte interesant. Da, cei care au doi în interiorul lor, mai devreme sau mai târziu, experimentează fricile. Da, eu nu, eu sunt cu treiul, adică nu știu cum e treaba cu fricile. Eu știu că tu ești cu treiul, eu am doi în ziua de naștere și așa este. Deci, practic, doiul fiind, cum ai zis și tu, cifră apă, apa este și emoție. Deci și apa este emoție. Da. Știi? Și atunci, gândiți-vă, dragii mei, vă știți foarte bine experimentul lui Masaru Yamamoto cu apa, înghețată. Ori, voi gândiți-vă că noi suntem 75% aproximativ, suntem apă. Toate organele și creierul suntem apă. Ei, dacă noi spunem doar, vom muri, vine virusul, o să ne omoare, sau nu știu ce, păi gândiți-vă ce informație v-ați dat. Da. Știi? Deci, apropo de chestia asta, deci, dragii mei, dacă doriți să aflați mai multe, vă recomand pe Alexandra, o consultație cu Alexandra, adică mai acolo vorbește foarte clar, 2 ore, nu merge așa că hai să vorbim despre doar așa. Ai observat că eu când primesc întrebări răspund destul de scurt și la obiect, zic eu, sau cel puțin asta îmi doresc, nu-mi place să o... Adică vorbesc mult de fel, dar aș vrea să vorbesc cât mai științific și cât mai corect, ăsta fiind treiul de fel. Și dacă știu ceva să spun, chiar și dacă nu știu la fel să spun, chiar dacă treiului îi place să le știe pe toate, prefer să recunosc că nu, asta e, n-am cum să le știu pe toate. Deci, aș vrea, da, recunosc, aș vrea. Corect. Înainte să trecem mai departe, aș vrea, dacă îmi dai voie, Alexandra, să spun o mică poveste pe care am auzit-o de la Anatol Basarab și are legătură cu numerologia, să facem introducerea la următoarea parte a noastră. La unul dintre seminariile pe care le-a ținut Anatol Basarab la Timișoara, în urmă cu 2 ani și jumătate, a fost despre cifra destinului. Și ideea este că la un moment dat zicea Anatol ceva la genul, citez așa din aproximativ din memorie. Zice, știți de ce, ceva la genul, zice, știți de ce România nu va avea niciodată oligarhi așa cum are Rusia? Bineînțeles, noi ok, știam că o să ne dea niște informații, era foarte clar, ăia au fost și care s-au enervat, ce, iară vii cu Rusia, iară cu nu știu ce, cu nu știu cum. Și a zis, băi, hai să vă spun de ce. Pentru că adevărații oligarhi din Rusia, când vor să facă o afacere, primul lucru cheamă numerologii. Și dă data de naștere a tuturor angajaților. Bănuiesc că și astrologi, dar eu acum vorbesc de numerologie. Și le face data nașterii la fiecare și le face matrița, bineînțeles, cu acceptul lor. Și fiecare om este pus exact acolo unde îi se potrivește. Și din această cauză sau datorită acestui lucru, toate lucrurile merg foarte bine. Și nu numai în Rusia. Și vă spun eu că sunt oameni de afaceri care fac acest lucru. Știu, ce? Și eu cunosc. Care exact. Apelează. Deci apelează la un numerolog. Pentru că, de exemplu, dacă ai un 5, dau un exemplu, un 5 cifră de destin sau unul cu 5, cu mulți de 5, păi pe ăla nu o să-l pui să facă chestii din ala de chinez bătrân. Migălos. Că ăla
poți să te trezești că ăla eventual îl pui, nu știu, de asta, lider de sindicat. Muncă de teren, nu muncă de birou. Exact. Știi? Deci știe foarte clar că altfel o să meargă totul amboulea. Da, dar omul o să se simte și bine acolo, adică pentru că îi respectă cumva calitățile, îi respectă lucrurile care îi plac, automat o să-i fie bine acolo, pentru că dacă omului îi place, de exemplu, e 5 și îi place să se plimbe, păi normal că dacă o să-l pui într-o muncă care îi place, cum ar fi teren și să facă și ceva poate în care să aducă oarecare, nu știu, chestii din astea de interacțiune cu oamenii și așa mai departe, că poate să facă teren și să fie curier, dar să nu intre, știi, nici măcar nu descarcă mașina. Dar ideea este că dacă îi dă o libertate și dă aventura, cinciu zice, super mișto, eu mai rămân pe aici. Corect. Și își va face și treaba. Da. Și mie mi-a plăcut foarte mult lucrul acesta și povesteai exact ce spuneai tu și acum ajungem la partea asta, că vin oameni, vin cupluri, care înainte să se căsătorească, vor să știe care sunt plusurile și minusurile pe care să lucreze. Alexandra, tu ai avut parte de așa ceva, consultații de genul acesta? Cum să nu? Cum să nu? Și mi-e drag tare, mi-e drag, bine, de toți mi-e drag și ei știu că la final eu le zic că aștept, chiar dacă sunt foarte mulți, mie mi-ar place să mai aflu cât un semn de la ei așa din când în când, să-mi dea cât un feedback de modul cum au crescut în viață și nu numai, adică nu doar în momentul respectiv. Foarte fain sunt cei care sunt cuplu și vin și sunt amândoi de față și mă bucură pentru că știi cum e, când interpretezi matrița ei, el o să înțeleagă foarte multe lucruri și despre ea și invers, dar mai fain sunt din ce în ce mai mulți părinți care la puiuții lor care se nasc sau doar câțiva anișori vor să înțeleagă cam cum sunt construiți, unde trebuie să lucreze, lucru foarte mișto, pentru că îți dai seama că dacă de mic cumva știi unde e mai mult de lucru și ce calități are acel copil ca să îi le valorifici până la urmă. Iar dacă tot am vorbit de 5, apropo, în matriță, dacă 5-ul este absent sau e un singur 5 pe acolo și stima de tine necesită lucrată, îți dai seama cât de mult face pentru acel viitor adult să îi se întărească stima de sine de-a lungul copilăriei. Este, adică e ca și cum mulți zic că dintre părinți, ca și cum ai dat un manual de utilizare a copilului, știi? Adică știu și eu acum unde, ce, care, cum, ce să fac. Unde să pun accent, unde să lucrez mai mult, unde să lucrez mai puțin. Și îți dai seama că și copilului o să-i fie bine, pentru că o să-i fie respectat într-o mare măsură matrița, o să fie îndreptat pe calea de viață care trebuie și atunci, adică win-win, zic eu. Da, sunt foarte mulți care vin și pe cuplu și cu copii și așa mai departe. Cu mențiunea că copiii să fie chiar copii, să nu fie copii din aia de la 30 plus. Da, corect. Așa este. Uite, aici este o întrebare, zice Alina, zice nu am 5, dar mă simt ca un 5. De ce mă simt ca un 5? Și într-adevăr, în matriță nu are niciun 5. Acum i-am făcut matrița. Păi și ce cifră de destinare? 4. 31. Înseamnă că ceva acolo s-a întâmplat. Se simte ca un 5. Este bine cu 5, întrebarea mea ar fi. Da. Sau poate n-a înțeles în totalitate tot ceea ce înseamnă 5, pentru că noi aici am atins așa doar vârful icebergului. Corect. Adică, nu, ea în interior este un 6. Nu este un 5, dar să nu uităm că 6-le îl conține pe 5. Adică, uite, vezi, 6-le îl conține pe 5, ceea ce înseamnă că și 6-lui îi place să se mai distreze ca 5-ul, să călătorească, să exploreze, să progreseze. Dar la un moment dat 6-le zice, bă, mișto cu toată distracția, cu toată plimbarea, dar hai să mai facem și un cămin, hai să mai avem și o familie. Dar nu înseamnă că nu-i place și la prea distracție, dar nu-i place ca 5-ul să o țină tot timpul într-un high life, știi? Iubita, are 5 de 1. Se simte ca un 5 din punct de vedere al gândirii, poate. Da, are 5 de 1. Înseamnă că e încăpățânată, poate fi foarte ușor, controlează psihicul celorlalți. Exact. Iar da, 5, da, sunt 5 de 1, vezi? Sunt 5 de 1. Exact. Libertate, o oarecare libertate în gândire, dar vezi tu că libertatea asta în gândire trebuie să o dobândești. Poate chiar a dobândit-o.
Poate chiar de-a lungul vieții a dobândit acea libertate în gândire. Dar asta, pe lângă faptul că a trebuit să-și răspundă ea, ar trebui să-i întrebe și pe ceilalți cât de mult îi controlează și cât de mult îi influențează din punct de vedere psihic. Dar da, să fie sinceră cu ea. Acum, de frică, s-ar putea să zică că știi, ești ok. Pentru că cei cu mulți de unul se pot duce în a fi tirani. Uite aici. N-are 2, n-are 5, n-are 8. Încercată de viață, probabil. Are 2 de 7. Ceva încercări pe acolo vor fi. Da. Alina, nu lucra să fii salvator pentru că nu e muntele tău. Da. Deci nu e muntele tău. Vezi că s-ar putea să ai probleme. Dar tu faci ce vrei. Eu zic să vorbești cu Alexandra în particular când. Da, sunt multe de discutat. Ideea este că mai bine discutăm cap-coadă ceva sau deloc. Pentru simplu fapt că unii rămân în ceață. Și după aia e în detrimentul lor până la urmă. Că eu informația o știu. Dar ei dacă rămân în ceață mai mult rău le face decât bine. Și atunci prefer să discutăm pe concret. Hai să mai reluăm foarte pe scurt, că sunt multe întrebări. Ce se întâmplă când lipsește o cifră din matriță? Păi, lipsa unei cifre înseamnă zero, de fapt, nu? Ăla e zero acolo. Zero e principiul totul sau nimic, alb sau negru, viață sau moarte. Și de aici puteți să mergeți voi mult mai departe. Adică, chiar pe acel nu e cinciu, tendința de a fi fluctuantă, stima de sine. Când totul, când nimic. Când sunt plină de încredere și am încredere că pot să mut munții și uite, poate momentul următor așa mă pun în fund și nu mai am încredere că pot să mut munții. Și am nevoie și de un șut în fund câteodată. Absolut. Ce înseamnă? Că eu n-am 5 în matriță, n-am. Și poate atunci cei care n-au 5 în matriță de asemenea au tendința de a măsura de 20 de ori, de a tăia odată, nu cumva să greșească. Da, nu e neapărat rău. Acum, dacă stai și măsori 20 de ani ca să tai odată, atunci e o problemă. Dar cei care n-au 5 sau care vedeți că copiii voștri n-au 5 în matriță, lucrați la stima lor de sine. Dar vă rog, nu prin competiție. Nu, vai, ce tare ești, ai luat 10. Cine mai lua 10? Aia nu e. Aia e tot un fel de a spune, știi, nu ești chiar atât de bun, nu ești suficient de bun. Dar ți-o zic mai diplomat și mai frumos ca să știi cum e. O împachetez un pic mai frumos. Nu e chiar o încurajare. Sau cel puțin din punctul meu de vedere nu o văd ca fiind încurajare. Dar acum știi cum a zis și Edith, fiecare face ce consideră și cum vrea. Absolut, absolut. Dragilor, ați întrebat cum puteți să dați de Alexandra. V-am postat atât pe Facebook cât și pe YouTube. V-am postat adresa site-ului ei. Aveți acolo sus, deci exact consiliere numerologie, ce puteți să aflați. Și acolo sus, în colțul din stânga, dacă deschideți, este numărul ei de telefon. O puteți... De altfel, pe tot site-ul ăla, dacă îl dai în stânga, în dreapta, e numărul meu de telefon. Doar că mâine și voi, mâine, sâmbătă și duminică nu o puteți aranja pentru că... Și săptămâna viitoare e full. Mâine și poimâine suntem în curs. Nu, în weekend. Weekendurile sunt pentru cursuri. Deci suntem în curs. Fac mâine și poimâine am cursul de traume transmise din generație în generație, secrete de familie. Cum putem să aflăm care sunt programele noastre sau programe, dacă bolile sunt de la altcineva din familie sau nu. Okay. Da, mie îmi place mult seminarul ăsta. E fain și ăla cu boala și emoțiile, că într-adevăr, dar ăla poate pentru că stăpânesc un picuț mai bine partea de informație cu boala și cum se... partea de psihoemoțională, acum făcând și psihologie și așa, o cunosc destul de bine. Asta cu secrete și traume îmi place pe istorie cu familie și asta de tot timpul, așa mi se face pielea de găină când în spate se aprind așa beculețele, știi, și mergi pe aia, aia mi se pare super tare. Da, asta e dintre ateliere, ăsta este foarte greu, pentru că vezi tu că sunt foarte multe conștientizări de secrete fără să știe lumea. Deci ideea că tot ce au trăit strămoșii noștri se află ștanțat în ADN-ul nostru. Da, asta știm, dar știi cum e când vezi? Adică știam asta, că până la urmă și în facultate de psihologie studiem latura asta de istorică a familiei și așa, dar una e să știi teorie și una e să vezi. Exact.
Așa este. Hai să facem câteva personalități, ce zici, Alexandra, ca să vadă oamenii cam cum, care sunt predispozițiile și cum putem să interpretăm anumite lucruri. Și am propus Alexandrei să începem cu o personalitate pe care cu toții o cunoașteți și despre care se știu doar lucruri negative. Adolf Hitler. Ai data lui de naștere la îndemână? Da, imediat, stai două secunde, o să vedeți, mulți dintre voi o să ziceți, de ce Hitler? Ascultați-mă, hai să ne, să vedem cum, ce predispoziție are. 20 aprilie 1889. 1889. Da. Ia să vedem, 1889, 20-a 4-a. Vezi tu, în interior el era un 2. O chestie foarte, foarte interesantă, pentru că noi nu l-am perceput ca fiind un 2. Exact. L-am perceput ca fiind un 4, pământ. Adică, uite, dacă ar fi să luăm poza lui Hitler și să ne uităm la el, am vedea întru totul, pentru că are foarte mult pământ în matriță. La fel ca de pământul cu focul este la egalitate, dar acel pământ la el se vede pe față, pe chip. Adică cum e robust, adică pământul e greu, nu? Și când te uiți la un om care, acel puțin din punctul meu de vedere, că poate unii o să zic, ok, unde vede Alexandra pământul? Din simplu fapt, când te uiți la el, e foarte proeminent în pomeți, în modul în care arată. Deci cifra de interior, despre asta vorbește Alexandra. El în interior era emoție pură. Da. Înzecită, pentru că are și un zero lângă, dacă te uiți bine. Da. Am zis să se facă lumină și s-a făcut lumină. S-a făcut lumină, corect. Și eu mai înainte am aprins, numai că eu sunt mai șmecheră și te-am pus pe tine pe tot ecranul. Mi-am dat seama, dar eu nu am reușit să văd aici cum pot să mă pun pe mine, pe tine doar pe ecran. Am aprins reflectorul, dar se pare că bateria e mai slabă. No. Și atunci, vezi, noi în el am văzut un 4. Sau cei care l-au văzut de-a lungul vieții l-au văzut ca un 4, un om statornic, un om ferm, un om pe poziții, un om care nu se va mișca din ceea ce va spune sau ceea ce va face, un stâlp al societății, de altfel, și nu putem să zicem că n-a fost. Acum, că s-a dus într-o latură bună sau mai puțin bună, asta e o altă poveste. Dar nu înseamnă că el nu s-a comportat în societate ca un patru. Adică în momentul în care el spunea ceva, apropo de patru, cadru, reguli respectate, partea aceasta de fermitate. Păi, acum, în momentul în care el... L-am luat de la tine, deci cadru. Da, cadru. Într-un pătrat era băgat de ceilalți, într-un cadru încadrat, ca să zicem așa. De altfel, el, ca și rol, și l-a asumat în societate acest rol, al lui patru, în societate. De-a lungul vieții era un 5. Uh-huh. Vezi, oamenii îl băgau într-un 4, într-un cadru, iar de-a lungul vieții el căuta să iasă din cadru, 5. Uh-huh. Și, dar 5 este progresul, printre altele, nu? Și el ce a zis? Mă, eu ceea ce urmează să fac este pentru progresul țării din care eu fac parte, nației mele, adică un progres a căutat prin ceea ce a făcut. Absolut. Da, deci el număr, ca număr de destin, vedeți, totul adunat este 5. A fost. Uh-huh. Eu fac asta ca oamenii să înțeleagă mai ușor. Da, ok, fără nicio problemă. Da, vezi, și de-a lungul vieții a căutat libertatea, a căutat, dar vezi, acum ce trebuie să lămurim? Ce înțeleg unii prin libertate, alții înțeleg alte lucruri prin libertate. Și atunci, vedeți, depinde ce a înțeles el prin libertate și progres. Dar dacă el a înțeles altceva față de ceilalți prin libertate și progres, nu înseamnă că el nu și-a urmat calea. Absolut. Adică, nu, ce e pentru mine o libertate, pentru altul s-ar trebui să fie o închisoare, ce să zic. Uh-huh. Așadar,
ar trebui poate de la început să fiecare să-și definească aceste lucruri. Dar el a adus un progres într-o direcție sau în alta. Mai mult decât atât, vedem că are 3 de 4, 3 de 8 în matriță. Uite, chiar memorasem la un moment dat că avea 4 de 8, nu știu de ce. Ceva. Dar chiar și așa, și 3 sunt suficienți pentru a aduce dreptatea și justiția pentru. Știi cum e cu 8-ul ăsta în matriță? Dacă prim un singur 8 îmi zice așa, băi, eu trebuie să mă îngrijez de mine, de responsabilitățile mele, de sarcinile mele, de puterea mea pe care o am acolo, eu, mie mi-a ajuns așa în cadrul ăsta restrâns ceea ce presupune propria persoană. Al doilea de 8 vine și zice, băi, eu vreau responsabilități pentru, dacă se poate, grupuri mai mari. Orașul din care fac parte, uite, eu am 2 de 8. Și da, eu simt nevoia de a aduce oarecare dreptate, de exemplu, în rândul animalelor nevinovate. Și alea care sunt maltratate și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere, dacă ar fi după putințele mele, le-aș strânge pe toate și undeva le-aș băga și le-aș vindeca și aș avea grijă de ele. Dar el având și al treilea de 8, practic, nu doar așa, hai că ne îngrijim și luăm responsabilități și să aducem binele grupului. Vrem să aducem binele omenirii. Pentru un grup mai mare. Omenirii, e la al patrulea de 8 al planetei, dar la al treilea de 8 este al nației mele, al țării din care fac parte. Și nu putem să zicem că nu și-a îndeplinit acest lucru. Eu zic că și l-a îndeplinit. Deci, dragii mei, indiferent ce, despre ce comentați și așa mai departe, n-are importanță că a fost spion britanic, nu despre asta discutăm. Noi discutăm. Da, eu nu pun la îndoială faptul că ce a făcut el n-a fost horror, de-a dreptul. Eu vorbesc strict din punct de vedere al matriței, nimic mai mult. Mai bine așa, că te vedeam foarte albă. Nu, lasă-l stins că ești albă. Zici că S-a făcut lumină. Eu vorbesc din punct de vedere al matriței lui, de capacitățile lui pe care le avea. Faptul că undeva acolo, în educație, în modul în care a fost crescut, în modul în care a fost influențat de ceilalți. Apropo, el în interior era un doi. Doi e dependent. Parteneriat. El singur nu cred că a fost. Așa. Dacă din afară a fost văzut ca fiind singur și ca el conducând tot. Da. Că a fost văzut ca fiind un stâlp, de ce spuneam, că oricum noi îl vedeam ca un patru, sau oamenii îl vedeau ca un patru, societatea îl vedea ca un patru. Prin urmare, dar el în interior în doi, el cumva chiar plin de frici. Și apropo, dacă urmăriți câteva documentare din ce am mai văzut eu așa, din ce am reușit să observ, avea chiar foarte multe frici. Era frică să nu fie asasinat, era frică, adică și în momentul în care a început toată nebunia pe ultima sută de metri, când el... În finalul lui de domnie, să zicem ghilimele de rigoare, căuta, avea tuneluri, avea adică tot felul de moduri de a scăpa dacă cineva vine, dacă nu. Și atunci, asta nu arăta de fapt frica lui? Ba da. Și apropo de ce spuneai tu cu optul, cu iubirea pentru animale, să nu uităm că Hitler a fost toată viața lui vegetarian. El a fost vegan, deci n-a băgat niciodată carne în gură. Asta nu știam. Da, că sunt foarte mulți din ăștia habotnici care spun că mâncătorii de carne sunt cei care generează războiul. Și am zis, nu vedeți că Hitler a fost rău vegan și făcea yoga. Deci a apărat drepturile animalelor. Și iubitor de artă, cum spunea, are 3 de 2, da, iubește frumosul, iubea frumosul. Iubea femeia, iubea tot ce înseamnă latura lui 2. Dar în același timp avea și foarte multe frici. Da. Liliana Ciorobea, așa cum am spus, nu facem, deci dacă vrei, apelez la Alexandra. Așa cum am mai spus, nu se face pe voi, se face pe personalități. Dacă vreți să fiți atenți, bine, dacă nu, nu, asta este. Știu că vreți să primiți informații, dar nu așa merge. Deci la numerologie și la astrologie nu așa merge că lasă că spunem câteva cuvinte. Că niciodată nu este doar câteva cuvinte. Că după aia mai vine încă o întrebare și încă o întrebare. Asta știi cum e, ca și cum primeam eu mai de mult pe Messenger, noaptea la ora 2, pot să vă pun o întrebare. Și la început o mușcam, știi, și ziceam da, și puneam o întrebare, îi dădeam răspunsul. Da, știți că nu știu ce, și am zis, băi, da, ai spus o întrebare, păi acum nu mai puteți răspunde la încă o întrebare. Până când am devenit răutăcioasă și am zis, are fucking kidding me, la 2 noaptea?
Nu! Niciodată o întrebare nu este doar o întrebare. Deci, dragii mei, dacă vreți să aflați mai multe, noi acum discutăm ca să înțelegeți că cifra nașterii poate să dea niște predispoziții, dar omul dispune de ceea ce face cu viața lui. Asta vrem și de-aia luăm niște personalități ca să vedeți. Da, cu siguranță s-au mai născut cu mulți în ziua lui de naștere și n-au devenit toți Hitler, nu? Exact. Dar exact. Vezi tu, capacitatea de a o duce într-o direcție ca el, l-au avut-o. Da. Adică fundația au fost la toți la fel. Dar bineînțeles că a venit mediul peste acea fundație și a construit, au fost părinți, au fost diverse experiențe. Ei înșiși au pus pe acea fundație. Adică tot ce s-a întâmplat din momentul în care s-a născut, pe acea fundație a fost construit, nu pe alta. Dar de aici a fost și diferența. Dacă el probabil avea un alt regim, o altă educație, o altă direcție, nu știu, poate îi salva pe cei pe care i-a omorât. Nu-i omora, din contră. Exact. Este posibilă chestia asta. Din punct de vedere astrologic este foarte interesant și din punct de vedere astrologic el este, mă rog, a fost născut în zodia Taurului. Soarele era chiar la 0 grade și 40 de minute, deci tocmai intrase soarele în zodia Taurului. Zodia Taurului care este guvernată de Venus. Deci Venus poate să fie în sensul negativ, poate să fie și acaparator de putere cu orice preț. Știi? Taurul este și o zodie de pământ, am nevoie de o demonstrație foarte clară, mie îmi trebuie pământ, îmi trebuie case, la modul general vorbit, dar ai văzut, la el casa este, vreau foarte clar delimitat țara, pentru el casa era țara. Păi da, pentru că nu și-a asumat responsabilitatea doar pentru casa lui, ca să zicem așa, ci casa lui o vedea într-un sens foarte larg. Exact. Și el s-a văzut responsabil, că de fapt aici e la 8. Cei cu mulți de 8 în matriță se văd responsabili să aducă dreptatea sau să aducă justiția sau să facă lucrurile într-un fel anume. Și ei se văd responsabili și au și capacitatea de a duce acele responsabilități. Chiar zile trecute am discutat cu o fată foarte faină și ea tot așa avea 3 de 8 în matriță și se ocupa de o latură de curățenie a unui oraș și avea grijă ca acea curățenie să fie respectată și a avut mult de lucru până i-a convins pe ceilalți să pună în aplicare tot ceea ce punea acolo. Dar vezi, nu oricine ar avea acea capacitate, iar ea avea foarte bine și o respecta și o folosea. Foarte bine, e că e așa. Acum, da, într-adevăr, la ea într-un sens foarte benefic, pentru că de altfel, nu știu cum e, dacă în orașul respectiv era curat și totul ordine, e foarte fain. Dar la Hitler a fost altă direcție pentru că a avut altă educație și a avut altă cum îi zice, da. S-a făcut altceva pe acea fundație. Mm-hmm. Dar un iubitor de altfel. Da, și gândește-te că este, deci a fost născut în zodia Taurului cu ascendent în Balanță. Balanța este cealaltă zodie guvernată tot de Venus. Deci practic el era guvernat de Venus, iar Balanța este zodia relațiilor. Deci aici este foarte, foarte interesant că el s-a născut cumva predispus să reglementeze relațiile interumane. Și da. Uitați spre ce s-a dus el, ce a crezut că dacă elimină, nu știu, a vrut binele. El a vrut binele, din punctul de vedere a fost bine, cum zice și Gloria, dar el nu credea că face un lucru rău din acei oameni. Da, păi asta discutăm noi aici, matrița omului respectiv. El cu siguranță nu considera că a făcut ceva rău. Așa este. El dar în sine și-a respectat, adică și-a dus responsabilitățile în direcția asumată. Exact, exact. Deci are ascendentul, în, așa cum am spus, în Balanță, totul pe relații, după cum vedeți, dar mai are, tot în Taur, mai are Marte și Venus. Sunt exact una lângă cealaltă, sunt suprapuse, sunt conjuncte perfect. Deci la el, teoretic, Yin-ul și Yang-ul erau echilibrate. Nu o să vă vină să credeți, repet, deci nu o să vă vină să credeți, dar la el, ca să vedeți câte predispoziții sunt. Acum știu de unde îmi vine culoarea asta, pentru că eu mă uit pe astrogramă și este alb. Și când revin, mi reține
chestia asta albă, că de-aia am zis că să mă uit la ceva întunecat după aia, știi, uite, vezi, pun așa și atunci își revină, știi? Dar e foarte interesant. Și el a fost, adică, dorința lui și bunăstarea lui era pe social. Absolut, absolut. În social. Și să știi că și din punct de vedere astrologic, el are cele mai multe planete în zodii de pământ. Îți confirm, deci și astrologic are pământul ca și dominanță, ca și element dominant, știi? Are și foc, dar uite, vezi, focul cu pământul, da? Dacă arunci foc, dacă arunci pământ peste foc, se stinge. Exact. Exact. Deci, și atunci ai văzut că putea foarte simplu să se controleze. Adică el chiar dacă transmitea, apropo, având cei 3 de 2, când zicea ceva, avea o forță. Mai mult decât atât, rigurozitatea și pragmatismul lui 8 era pus și el în cuvânt acolo, înzecit cumva. Dar de altfel un bun orator, dar că vezi tu că predicile lui, să zic așa, sau discursurile lui erau cu o anumită direcție și trebuia să impună rigurozitate și trebuia să impună respect, lucru care optul e foarte capabil să o facă. Optul poate fi văzut ca fiind foarte dur. Dacă nu mă înșel, dintre conducătorii noștri din casa regală, prințesa Margareta cred că are optul predominant în matriță sau e vibrație 8, ceva e, dar și ea se vede așa rigurozitatea pe față, pământul. Dar e, și 4 e pământ, dar la 8 e ca de 2 ori 4. E cu mult mai mult pământ, iar 8-ul însă latura sa negativă se duce în avid de putere. În latura extremă, îi place puterea, dar dacă mergem într-o extremă, se duce și va fi avid de putere. Și Hitler a dat dovadă și de această dorință puternică de putere. Așa e. Așa e. Și a văzut și a manifestat-o. Dar susțin că doiul ăla interior al lui, el în interior avea de multe ori, poate atât de multe frici. Și cu siguranță căuta, avea consilieri. Avea oameni pe lângă el care îl sprijineau. El simțea, adică avea capacitatea de a pune la punct și de a aduce puterea, dar în interiorul lui avea nevoie de cineva pe lângă el. Și atunci, cu siguranță, a avut consilieri și dacă ne uităm la tot felul de documentare cu el, într-adevăr, a avut foarte mulți oameni de bază pe lângă el. Dacă era un unu, nu prea se avea nevoie de foarte mult consultat, parteneria, ca cum are doi. Dar el trăia intens tot ceea ce trăia. Fie frică, fie bucurie, fie reușită, entuziasm, dar de altfel să nu uităm că doiul este dual și el în interior de multe ori avea latura asta de dualitate. Și probabil cei care l-au cunoscut, acum noi l-am văzut foarte mult și prin intermediul discursurilor pe care el le ținea. Dar dacă căutăm documentare în care oamenii vorbesc despre el, o să zică despre latura lui sensibilă, culmea. Era artist, nu uita, era pictor. Deci manifestarea fiecăruia este alta. Magda Nica întreabă, apropo de Hitler, se vede dacă a suferit de boli mentale, cum s-a scris ulterior, unde să se vadă, iubita, că astea nu se văd. Nu era foarte mare, puterea lui psihică într-adevăr nu era una foarte mare, sistemul de gândire era unul dual, de asemenea. Da, nu avea o forță psihică foarte mare. Avea o forță a lui 8 în organizare, în a demonstra lucruri, în putere avea forță, dar nu psihică. Rigurozitate. Acolo da. Acum dacă au avut sau nu, nu pot să spun, dar ce pot să spun este că, într-adevăr, puterea psihică nu era una foarte mare. Mai mult decât atât, nu era foarte, foarte inteligent. Adică capacitatea lui intelectuală nu era una foarte dezvoltată. Nu înseamnă că nu a putut să lucreze, să dezvolte de la, dar în fundația lui nu era cel mai deștept. Sau, adică dacă e să ne uităm pe la alții din zilele noastre, cum e Țiriac, care are 5 de 9, acolo e intelectul, și 2 de 3, procesarea informațiilor, analiză, sinteză. Adică acolo se vede, cum îi zice, ăia care sunt iscusiți la minte, cărora le merge minte, iar lui Țiriac îi merge minte. Absolut. Nu cred că are cineva vreun dubiu. Absolut, absolut.
Da. Dar nu era pe simțire, pe trăire, pe impunere, pe putere, nu era pe inteligență, nu era pe hai să-ți arăt cât sunt de deștept. Dar când venea vorba de a impune o emoție și de a impune o regulă, putea să o facă fără probleme. Da. Era foarte persuasiv, da, pentru că avea doiul dezvoltat în matriță, ne spune nouă că avea vrăjeală. Știa să folosească cuvintele, știa energia cuvintelor, avea energie în cuvintele pe care le folosea și cu siguranță putea să te convingă de orice. Absolut, absolut. Hai să luăm pe cineva cu putere mentală foarte mare, Donald Trump. Nu zi-mi un pic cu data de naștere, te rog. Da, draga mea, este în 14 iunie 1946. 1946, da. Mișto. Mișto, dar nici el nu este foarte dezvoltat pe intelect. Are o forță psihică foarte, foarte mare. Să vedem. Așa, aici. A, uite, dacă vrei, te ajut. Așa, așa. Cel mai bine. Hai să vedem. Matrița. Ce scrie? Tot ecranul. Primite. Hai să vedem. Haide-mă. Nu mă las. Cum nu? Păi, din eu da, pe asta zic. Că... A, trebuie să selectez ceva. Hai, da. Da. Acum se vede? Da. No. Asta este matrița lui. Cei 5 de 1 pe care are, 3 de 4. Dar uite, vezi, el în interior e un lucru interesant. Are 1 și 4 care duc la 5. E un 5, dar totuși are acolo un 1 și un 4. Adică e format prin 1 și 4. Ceea ce ne spune nouă că el își dorește libertate și progres. Dar vezi, el acel progres și acea libertate în interiorul lui, apropo, o dobândește prin intermediul lui 1 și al lui 4. Și 4, vezi tu, este pătratul. 5 e ieșirea din pătratul. El cumva îi place să aibă reguli. Și având și atât de 4, cumva vedem și latura aceasta de pragmatism al lui 4. Îi place ordinea. De altfel, când ne uităm la el și la el, vedem cumva, are mult foc, e drept. Dar vedem și ăia 3 de 4, persoane cu mulți de 4 matriță și de asemenea cu cei cu mulți de 8, care sunt și 4 și 8 este pământ. Pe chipul lor se vede într-o oarecare măsură partea aceea de... Deci efectiv îi vezi formele pătrățoase, ca să zic așa. Dar când te uiți la Donald Trump, nu poți să zici că el e cu totul așa mai pătrățos. Nu mă refer neapărat că nu e gras sau nu la asta, mă refer ca formă. Efectiv, umerii sunt cu poziția așa mai unghi, mai drept, nu? Fața, iarăși, când te uiți în partea de jos, la maxilar. Da. Adică pătratul, pătratul ce are? Un unghi drept. Și, bineînțeles, că are o forță psihică și de aceea lumea, practic, nu neapărat că ar fi inteligent. Nu e foarte inteligent, dar are ceva intelect, dar cel mai mult îi sperie pe cei din jurul lui puterea lui psihică, de fapt. Da. Iar el în interior, cumva, acea libertate o caută, nu tot timpul o găsește, de multe ori, dacă nu își pune în ordine 4. Adică e o chestie ciudată, așa, știi? Unii o să zică, bă, dar 4 e cu regulile, 5 e cu ieșitul din reguli. Da, adică el își pune niște reguli, după care tot el le încalcă, cumva. Pentru a fi el bine în interior. Dar de-a lungul vieții este un 4. Acum că ați cam văzut despre ce e vorba. El de-a lungul vieții își dorește să fie statornic, nu? Să aducă viață în viața lui. Și cumva și dacă ascultăm discursurile lui, foarte mult pune preț pe stabilitate. Dar și progres în același timp. Adică cumva și 5 și 4. Dar când te uiți la el, forța psihică o vezi, de care dă dovadă. Adică da. Forța psihică foarte, foarte, foarte mare, poate să devină foarte ușor tiran, despotic, să-i pună la punct pe ceilalți, când el încă se simte. Da. Adică exact. E suficient să uite la cineva. Și, dar vezi un lucru foarte interesant, că cei 5 de 1
Înseamnă și o putere destul de mare de materializare a gândurilor. El, dacă a prins șmecheria cu materializarea gândurilor, a știut cum să se organizeze, că are capacitatea de a se organiza din cei 3 de 4, are un corp foarte sănătos, sănătate de oțel. De altfel, dacă stăm să analizăm, nu cred că a fost bolnav de prea multe ori, dacă am stat să ne uităm atent sau să căutăm mai multe informații despre el. Dar, într-adevăr, are foarte mult foc și atunci acel foc, nerăbdarea, și cum e, când începe focul să ardă, una e să am o lumânare și una e să am 7, cum are el, ca să zic așa. Exact. Un exemplu banal cumva, dar ca lumea să-și poată închipui mai ușor. Mă, una e să aprinzi o brichetă și una e să aprinzi 7 sau un chibrit sau... E altă putere. Și atunci arde de multe ori, frige. Și are izbucniri. De tot felul, după cum am văzut. Și în discursurile lui, el începe cumva așa ferm, riguros. Și la un moment dat vedem cum se aprinde. Inclusiv uneori se roșește. Îl vezi așa că e... Zici că efectiv focul e pe chipul lui. Asta pentru că are foarte mult foc. Dacă cei mulți de unul pe care îi are, dar are sănătatea corpului fizic foarte bună, dar în timp acel foc, dacă va arde și va mistui foarte mult în interior și nu va fi exteriorizat, poate să trosnească, nu știu, pe anevrism pe acolo sau alte lucruri din astea, pe psihic, plecând de la partea mentală. Adică ceva, că până la urmă cei care ajung să facă tot felul de atacuri cerebrale sau ce fac, e acolo că ceva e mult prea multă forță psihică. Forța psihică, dacă nu e folosită cum trebuie, într-un fel sau altul, îi poate face și foarte mult rău. Dar nu rezistă, chiar și așa. Are un grad de a rezista foarte ridicat. Asta mă uitam, draga mea, că el are, deci este un geamăn cu ascendent în leu, ceea ce înseamnă foc cu, deci aer cu foc, soarele este într-o zodie de aer și ascendentul într-o zodie de foc. Și apropo de ce ziceai tu, predispoziția la accident vascular cerebral, are, dar știi cum eșapează prin emoții? El își dă drumul la emoții și probabil că îi nebunește pe toți cu emoțiile lui. Nu uitați că el este renumit prin faptul că scrie non-stop tweet-uri din astea și noaptea. Înțelegi? Deci el își scrie statusul lui, înțelegi? Deci în sensul ăsta, știi? Ori el are problema asta să facă eventual accident vascular cerebral dacă nu o să își elimine și nu o să-i frece pe toți la icre, ceva la genul ăsta, știi? Da, dar uite, din cei 2 de 6 mi-arată mie că există și o agresivitate, un instinct de supraviețuire, o determinare, un din el animalicul. Deci iubita Marte, care este planeta instinctului și a animalicului, este fix pe ascendent în leu. Păi da, este ce vrei mai mult. Asta e latura lui animalică sexuală și îi plac femeile, îi place sexul și prin urmare soție frumoasă. Absolut, absolut. Este frumoasă și vezi în în balanță are, care să zicem așa, zodia frumuseții, Venus, știi, are Jupiterul retrograd și are Neptunul, deci cu alte cuvinte el are nevoie să domine și are nevoie să fie văzut drept înțelept, drept omul în care te poți înneca în privirile și în ideile lui. Da, doar că ideile lui uneori o ia razna. Din punct de vedere a celor mulți de unul, nu îi face față tot timpul, probabil. Da, da, da. Eu mai da, el are foarte multe idei în minte, adică gândurile, adică cel puțin mie de cei 5 de unul spune că multe gânduri pe acolo, știi cum e, tropăie prin capul lui și de multe ori acele gânduri nu sunt neapărat toate în aceeași direcție. Absolut. Dar și când și le pune în aceeași direcție. Absolut, absolut. Aș mai avea 5 săgeți. Una e când le ai una în dreapta, una în stânga, una în față și poate una în spate. Dacă le-ai pus pe toate 5 cu direcția înainte și le-ai dat drumul, este ceva
punctul ochit, punct lovit, cum se spune. Da. Da. El simte într-adevăr, își dorește stabilitatea în viață și probabil și de aici ar dori de-a lungul vieții, caută cumva stabilitatea, inclusiv cea financiară, caută cumva să aducă și o stabilitate celor din jur și poate și Americii, doar că nebunia din capul lui îl cam încurcă. Gândurile alea multe îl cam dau peste cap. Și apropo, nu e o persoană că pare foarte, foarte încrezătoare în sine, nu? Pe stima de sine e totul sau nimic. Dar unul știe, pentru că este atât de dezvoltat, pare foarte încrezător în el. E posibil chiar și să fie din încăpățânarea lui. Unul, da, ți arăt eu că pot să fac orice. Dar dacă vorbim strict de stima de sine, este fluctuantă. Dar din încăpățânarea lui unul, când se încăpățânează unul, nu mai poți. Cu atât, adică cinci din aia care se încăpățânează. Așa e. Așa este. Dragii mei, am mai spus, vă rog frumos, probabil că ați intrat mai târziu, nu facem numerograme, facem pentru personalități ca să vedeți cam cum funcționează lucrurile, nu ale cuiva. Deci dacă vreți, vă rog să apelați la Alexandra, ea se ocupă cu numerologia. Pentru astrologie, căutați pe cine vreți voi, eu fac chestia asta doar pentru mine și duminică am aflat la cursul de numerologie de ce fac chestia asta. Am un singur 3 în matriță și asta înseamnă că tot ceea ce învăț, învăț pentru mine. Și am zis, aha, de-aia învăț pentru mine și nu dau. Adică ceva la genul, du-te și fă-ți astrograma în altă parte. Că eu fac pentru mine. Așa. Ok. Uite, căutam până mă spui tu de celălalt, căutam pe Donald Trump tânăr. Bărba bine, de altfel. Așa, stai. Se vede pe share screen? Da. Dar uite, dacă luăm o altă poză de aici, vezi, uite, la nivelul ochilor, dacă ne uităm, vedem forța psihică. Adică omul ăsta când se uită la noi, nu trebuie să ne zică foarte multe. Dar cei doi de șase, apropo de latura masculul din el, e prezent. Acum, într-adevăr, cu cât a înaintat în vârstă, nu neapărat că nu e un bărbat urât, dar îl face să fie urâcios privirea și puterea lui psihică îndreptată într-un sens negativ de multe ori. Malefic, am putea să spunem așa, la nivelul privirii vedem oarecare direcție de, știi, vă controlez. Apropo, cu controlul, free controlul e la copii. El e cu controlul și mai și. Să controleze tot. Și dacă ne uităm, tot controlează. Și cum merge, și cum calcă, și cum, în primul rând, plecând de la el, controlează. Cum calcă, cum se uită, cum tot ce face. Ce chestie. Da. Asta este tot unul. Tot unul, controlul. Iubita, luăm pe cineva cu mulți de doi? Da, luăm. De ce nu? Paul Newman, 26 iulie 1925. 26 iulie 1925. Paul? Paul Newman, actorul. Ah, ok, actorul. Marele actor, Paul Newman. Ok, da. E căutam și poza. Vedeți voi. Iarăși se văd, are 2 de 6 și el în matriță și se vede masculul din el. Da. Dar mai mult decât atât, uite, dacă dau iarăși să dăm așa un mic share screen și ne uităm la pozele cu el. Uite, vă zicem așa, ăsta-i, nu? Da, ăsta-i. Da, Paul Newman. Adică, sau uite, altă poză. De o pară, am putea spune. Băi, mișto. Șarmant. Deci, foarte mișto. Și uite, pe ultima, mai la bătrânete. Am bătrânit frumos. Da, foarte frumos am bătrânit. Da. Uite. Da, șasele, uite, îl vedem, dar aici vedem mai mult. Uite, dacă la Trump vedeam puterea psihicului și vedeam ochii ăia așa, cum îi zice, foarte, foarte puternici, aici el are 5 de 2. Ceea ce înseamnă că stăpânește foarte bine tot ce înseamnă emoția, energia. O poate manipula și putea manipula cu foarte mare ușurință, dar vezi tu, doiul este energie feminină, unul este energie puternic masculină.
Unul este psihic. Și ați văzut? Psihicul lui Trump, când te uitai la el, se vedea acea latură de... Stai așa ca să se audă bine, că e posibil să mă aud de două ori. Că vedeai puterea psihică când te uitai la el. Ochii ăia și modul așa în care te privea. Dar la ăsta vezi apa, doi. Da. Foarte mult element apă. Bob, când te uiți la el așa parcă curge, parcă totul e, știi, suav, blând, doiul fiind energia feminină. Altfel spus, el era așa, cum s-ar spune, o femeie în trup de bărbat. Un mic drăcușor. Probabil a fascinat femeile pentru simplu fapt că vezi tu având atât de mulți de doi. Cunoștea foarte bine energia feminină, principiul energiei feminine, mai ales că l-avea destul de dezvoltat în el. Oricum, noi avem și masculin și feminin în noi, dar vezi, la el preponderent era energia pasivă, energia feminină. Dar rămânea un bărbat, că era într-un corp de bărbat, dar stăpânea foarte bine arta seducției, care este o arta femeilor de obicei, nu? Da, adică îi vezi pe chip, nu feminitatea, seducția, pentru că rămâne corpul de bărbat, mai ales că are 2 de 6 matriță, ceea ce înseamnă că masculul din el se vede foarte fain. Și da, și la ochi când te uiți așa vezi că a fost un drăgușor. Da. Dar vezi că la ochii lui nu transmite nicio putere psihică, dar în schimb, așa, cumva, ca și cum te-ar hipnotiza, transmite latura aia de suavă. Deci omul ăsta te uiți așa la el, zici, păi ce rău ar putea să-ți facă mă omul ăsta? N-ar putea să-ți facă niciun rău. Exact. Pare așa bunătatea întruchipată. Da, dar știa foarte bine să lucreze cu energia. Și el ce spunea cumva se îndeplinea. Dacă la Trump e o putere a materializării în gânduri, în forța sa psihică, la doi este o putere în cuvânt, în energie, în emoții, în sentimente, iar când iubea. Acum, dacă e să ne ducem în latura aia mai care îți place ție, cu 2 de 6 și cu 5 de 2, păi asta când făcea treaba, o făcea bine. Chestia este că el a fost căsătorit mulți ani, nu știu, vreo 50 de ani, cu Joan Woodward, cu soția lui, și ar fi foarte interesant să-i faci ei, comparativ. Mai deschid un Excel, ia zi. 27 a doua, 1930. Păi avea cu cine? 27-2930 și avea 5 de 2. Deci, oricum, exact. Un episod atât de mulți de 2 nu poate facă față decât o altă persoană cu mulți de 6 sau cu mulți de 2. Pentru că o persoană cu foarte mulți de 2, cum sunt și aia cu 5 de 2 deja, au energie atât de multă încât ei 3 ore de somn pe noapte, 4 ore, suficient. Păi nu, știi cum e, când ai un om din ăsta activ care face de toate, inclusiv pe energie sexuală, energie foarte multă, mai ales la el, mai multă decât ea. Ai nevoie de un cal, știi cum e, de un cal de cursă lungă. Și atunci ei, amândoi având foarte multă energie, se puteau vrăji unul cu altul. Și practic nimeni nu mai putea să vrăjească ca ea. Că la 5 de 2 nu întâlnești chiar așa pe tot drumul încă un 1 cu 5 de 2. Da, și faptul că ea a avut o 5 de 2, ei aveau capacitatea să se vrăjească și să se manipuleze unul pe altul și probabil pentru ei posibil să fi devenit oarecum și un joc sau oricum o plăcere, dacă nu un joc, mai bine. Da, a fost o plăcere pentru ei. Ei chiar s-au iubit foarte mult, vreo 50 de ani au fost căsătoriți. Da. Și gândește-te cât a fost el de cuceritor și așa mai departe, totuși el, după ce a cunoscut-o pe John Woodward, când a făcut filmările la Lunga Vară Fierbinte, mi se pare, ei au rămas împreună de atunci, deci, și chiar a rămas alături de el, ea a crescut copiii, dar și ea a revenit după aceea la actorie. Dar știu că am citit la un moment dat că în ultimii ani ai lui, la un moment dat cineva se plimba printr-un parc și a văzut două persoane în vârstă, un tip și o tipă, pe o bancă. Tipa stătea în fund și bărbatul era culcat cu capul la ea în poală. Și când s-a uitat mai bine, a văzut și vorbeau, erau foarte tandri unul cu celălalt. Și zicea, uite ce drăguț sunt bătrânei ăștia. Și când s-a uitat mai atent, a văzut că este Paul Newman și Joan Woodward.
De ce s-au iubit? Pentru că atâția multe doi chiar au avut de dat foarte multă iubire și pasiune. Sunt oamenii cu mulți de doi chiar au foarte multă pasiune și energie de dat. Și iubire și sentimente. Și dacă vezi tu, astea toate au fost duse într-o latură, practic pasiunea, energia bună, e o latură pozitivă a lui doi. Dar în același timp, cu siguranță au avut și frici. Dar vezi tu, și-au înțeles unul altuia fricile. Exact. Iar faptul că ea s-a retras, ea fiind o cifră de destin 6, familistul, ea s-a retras să aibă grijă de familie. Lui a plăcut puterea de-a lungul vieții. I-a plăcut puterea pe care o are din actorie, de unde și-a dobândit-o, poziția socială ca actor până la urmă. Și ea a înțeles asta, că pentru el e mult mai importantă poziția aceasta și puterea pe care o dă meseria pe care a avut-o, dar ei a fost ok acolo în familie și crescând copiii. Uh-huh. Era un 6 ca cifră de destin. Da, ea 6 și el 8. Uh-huh. Da, așa este. Și mai spuneai de faptul că cei care au mulți de doi stăpânesc puterea cuvântului. Uh-huh. Am reținut chestia da. Asta. Și dacă sunteți printre cei care ne urmăresc, au mulți de doi, sfat și recomandare până la urmă, nu înjurați, nu blestemați, nu folosiți cuvinte grele, pentru că aveți o energie foarte puternică și nu de alta, dar energia se întoarce tot timpul la sursă. Prin urmare, ce dați, aia primiți. Dar în același timp puteți să vindecați cu ajutorul cuvintelor și cu energia voastră. Absolut. Eu zic să o folosiți într-un sens bun, că și vouă o să vă fie bine. Dar, probabil, de asemenea, mulți dintre voi aveți foarte multe frici. Doi, în latura sa negativă se duce și dezvoltă foarte multe frici. Și după cum ați văzut, amândoi și Paul Newman și John Woodward au stăpânit foarte bine arta cuvântului ca actori. Ați văzut? Au dat o forță, au modelat foarte frumos cuvintele, dar știți foarte bine că ei sunt actori foarte renumiți. Ce se întâmplă cu cei cărora le lipsește cifra 2? Principiul rămâne același. În momentul în care o cifră lipsește, principiul e totul sau nimic. Dar cei care au absent doiul conservă energia, cumva tot timpul au nevoie de mai multă odihnă. În alte momente pot fi plini de energie, dar mai mult, de obicei, pornim de la nimic spre totul. Dar principiul rămâne totul sau nimic. Uneori foarte iubăreți, foarte comunicatori, foarte îndrăzneți, dar alteori deloc. Uneori cu multe frici, alteori cumva reușesc să-și rezolve acele frici, dar conservator de energie, aș putea zice așa, pentru că e cu dute vino energia la ei și de-a lungul unei zile. Uneori simt nevoia chiar să se odihnească foarte mult. Da. Vezi, din punctul de vedere scurt, așa, astrologic, din punctul de vedere al astrologiei, Paul Newman, un vărsător cu ascendent în Capricorn, foarte interesantă combinație, pentru că vărsătorul îți dă libertate, îți dă expansiune, dorința aceasta de a merge, de a te dezvolta, pe când Capricornul ce face? Vine și restrânge. E foarte interesantă. Deci e ca și cum vreau, dar nu am voie. Aș vrea, dar nu am voie. Mă duc doar atât cât mi se dă voie, știi? Și a avut luna în Pești, deci cu o profunzime foarte mare, o intuiție extraordinară. Și vezi în mijlocul cerului care arată cariera. A fost în Scorpion, ceea ce înseamnă o capacitate de a se adapta fantastică. S-a văzut foarte bine și pe apa, apropo, apa se adaptează la o intră pe oriunde, adică ea pune tu niște apă undeva, că dacă cumva ceva nu e ok etanșat acolo, își va face loc. Dar gândiți-vă la apa care își face loc prin munți, din pietre și care sapă, dar gândiți-vă la răbdarea apei de a săpa acel râu, acel traseu. Dragilor, văd că continuați să scrieți cu dacă lipsește o cifră. Alexandra a spus, eu știți cum am înțeles chestia asta când îți lipsește o cifră? Ai posibilitatea să te creezi în acel domeniu. Da, dar trebuie să lucrezi. Da,
Da, da, da. Uitați, mie personal îmi lipsește 8-ul. Deci mie îmi lipsește 8-ul din matriță. Am avut mari probleme cu punctualitatea până la un moment dat. Deci mari probleme cu punctualitatea și acum mai am nevoie și din fericire Alexandra mai îmi dă câte un push, așa știi, când e câte o chestie de făcut. Responsabilitate, știi? Că punctualitatea ține de responsabilitate până la urmă. Exact. Știi, și a fost, mi-a trebuit foarte mult pentru asta, dar ca să vedeți, și numele are, literele din nume au o anumită vibrație. Ori EDTH, H-ul ăla de la sfârșit, care mă enervează dacă nu scrie cineva, chiar dacă nu se pronunță, da, este 8. Deci, ca să vedeți că pot să iei 8 și din altă parte. Ori fiul meu ce are? 2 de 8 în matriță. Deci, ca să vezi că merg și chestiile astea. Deci, dragii mei, este... Dacă vă uitați, nimic nu este greșit, nimic nu este nici bun, nici rău. Totul este exact așa cum trebuie. Gândiți-vă că puiuții născuți după 2000, lor le lipsesc, chiar s-ar putea să le lipsească unul. Uh-huh. Să le lipsească multe cifre, pentru că au doi mai mult. Știi? Deci, cum ziceai tu, Alexandra, noi cei care suntem născuți în 1900 avem clar unul. E diferența de generație, generația lui 1 și generația lui 2. E, generația lui 1 a fost cu competitivitatea, cu independența, cu hai să facem singuri, hai să fim cei mai tari din parcare, hai să conducem, hai să ne batem cu pumnul în piept, da? 1. Pe când 2 vine și zice, bă, dar eu vreau să colaborez, eu vreau să comunic, eu vreau să mă întorc spre natură, voi vreți, unu-i focul, doi-ul e apa. Adică, cumva, voi vreți să vă dânsați, să vă urcați prin, cum îi zice, prin bananieri în sus, nu? Focul e pe verticală. Iar noi vrem să rămânem pe aici, pe natură, vreți să ne bucurăm de București, de frumusețea naturii, de pământ, de oameni, de tot ce e aici. Nu trebuie să ne urcăm nicăieri prin copaci. Da, dar diferența cea mai mare, dacă unul este independent, doiul este dependent. Dacă unul este competitiv, doiul e pe colaborare. Dacă unul este lider, doiului nu are o problemă să fie condus. El poate face parte sau poate fi în conducere, dar alături de un partener. Unul va ști foarte bine să fie și egoist și individualist, cum doiul poate de asemenea să devină și foarte certăreț, dual, schimbător în emoții, nehotărât. Și de aceea cumva vedem poate la generația asta nehotărâre. Bă, ăștia nu știu ce vor. Cam exact. Așa s-au vorbele. Bă, ăștia nu știu ce vor. Da, există grad de dualitate în generația aceasta de nehotărâre. Mai ales dacă comparăm cu generația lui 1, cu atâta nehotărârea pare mai mare. Da, corect. Corect. Când dar unul e hotărât. Pentru că noi ne considerăm, noi cei cu unul ne considerăm etalon, ceea ce nu este așa, pentru că la un moment dat... Unul e unic, știi cum e. Corect. Și noi o să murim, toți ăștia născuți în 1900 și la un moment dat, când peste câțiva mulți ani. Exact. Și atunci ce va fi? Vor rămâne ei cu doi, vor rămâne etalonul. Mhm. Evoluția, deci istoria se repetă. Uite, îți mai propun două persoane. Unul dintre ele, Vladimir Putin, care este născut pe 7-a 10-a 1952. E, vezi, uite, față, și el are putere psihică, dar în primul rând ar trebui să avem în vedere că este un 7 vibrație interioară și un 7 cifră de destin, înțeleptul. Da. Da. Dar vedeți misticul, adică când vă uitați la Putin, ceva ascuns acolo are, nu? Ceva nu spune. Tot timpul, 7-le. Ceva nevăzut, mistic, ezoteric. De altfel, 7-le lui se mai spune pusnicul, nu? El are foarte multe momente în care își ia timp cu el. Se duce și face tot felul de lucruri din astea așa ca un, exact ca un pusnic. De altfel, înainte de a face tot ceea ce face, el analizează foarte bine. 7-le analiză profundă. Nu face lucrurile fără să știe. Da, și 7-le din Putin cu siguranță are
foarte mulți numerologi, astrologi și tot ce mai e pe acolo. El la rândul lui cu siguranță știe foarte multe lucruri despre partea nevăzută a lumii, despre știința și cunoașterea nevăzută a lucrurilor. Cu siguranță, nici nu-mi pun îndoială. De altfel, dacă mă mai uit eu aici bine, are și forța psihicului și are și forța cuvântului, a doiului și a emoției, destul de dezvoltate. Dar mai interesant este că el are 2 de 5 în matriță, ceea ce îmi spune mie că are încredere în el, are intuiție și o folosește. Dar el are încredere, adică în momentul în care el pășește, nu pășește doar din punctul de vedere al lui unu, care are forța psihică. El chiar are încredere în el, adică în momentul în care apare în public, dacă vă uitați, o să vedeți că îi vedeți încrederea în sine. Iar dacă este să căutăm o poză cu Putin, șaptele de pe chip îi se citește întru totul. Din punctul meu de vedere, acum poate pentru că eu cunosc foarte bine caracteristicile, nu, le văd într-adevăr mult mai ușor. Uite, hai să luăm o poză. Dar în același timp, uite, aici în poza asta, vezi, ceva parcă el ascunde, dar în același timp ceva viclenie are, adică 3 de 2, dar... Nici psihicul nu stă prea rău, are 4 de 1, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere al psihicului, știe să se impune. Are o forță psihică. Dar toate ei se văd pe chip dacă ne uităm. Atent. Adică eu ți-am zis că din punctul ăsta îi le văd. Bine, aici sunt câteva poze, cred că, din ultimii ani, când e acum mai din bătrânețe, ca să zic așa, dar la tinerețe se vedea și mai fain pe chip partea de viclenie a lui Doi și de forță psihică, dar și misticul. Adică eu le văd pe toate pe chip. Voi ați observat că parcă după ce ajung președinți, oamenii se schimbă? Dacă te uiți la începutul mandatului unui președinte și te uiți după aceea, după câțiva ani, parcă sunt total schimbați. Ați observat chestia asta și Putin. Parcă, de multe ori, parcă mi se pare că nu mai este el cel de la început. Ia, hai să vedem o poză cu Putin tânăr, nu? Ca să zic așa. Stai așa că am scrollat mult. Aici se înțeleg că e el. Oarecare inocență, pentru că doiul, vezi, doiul duce și într-o oarecare latură de inocență, până află cum îl folosește. Da. Uite, poza asta spune multe. Da, exact. Las că știu eu multe, nu știți voi prea multe, exact. Dar știu eu. Știu eu și pentru voi, nu-i problemă. Da. Dar înțelepciunea și altfel, de altfel așa ne place nouă, nu ne place, Rusia are ceva mistic în ea, odată cu Putin. Da. Adică dacă e să o analizăm, ceva acolo apare. Mai mult decât atât, Rusia per total ca și cuvânt dă 5. Da. De 5, ceea ce îmi spune mie că se pupă un picuț cu 5-ul lui Putin, nu? Cei doi de 5 din matriță. Da, vezi, el este o balanță cu ascendent în Scorpion. Ceea ce dă această latură, subliniază latura lui mistică. Scorpionul, cel care poate să pătrundă până în profunzimi pentru a scoate la suprafață adevărul, știi? Și balanța care este, vezi, zodia totuși a unei persoane care arată bine, după cum îl vedem, el este prezentabil, de fiecare dată a fost prezentabil și este prezentabil, știi? Păi șaptele este foarte rafinat. Alege, adică el nu suportă prostia. Exact,
Exact. Și gândiți-vă că are în balanță, lângă Soare are și Saturnul și are trei planete, una lângă patru, de fapt. Este Soarele, Saturn, Neptun și Mercurul, pe toate sunt într-un cluster, se numește, în balanță, ceea ce înseamnă o diplomație foaie de capul meu, deci dusă la extrem, e chiar o artă pentru el, te poate face din cuvinte și știe foarte bine să te intuiască ce ești, nu degeaba a lucrat în servicii secrete, deci e clar, știi? Auzi, servicii secrete, șapte, secret, mistic, da. Necunoscut. Da. Vezi cum da. Se leagă lucrurile? Da, se leagă foarte, foarte mișto. Pentru că chiar știe, șaptele știe să păstreze o taină. Exact. Exact. Și vezi, secret. Da, și vezi, are nodul sud, trecutul, îl are în leu, ceea ce înseamnă că într-o existență anterioară el a condus, dar așa s-a impus prin războaie. Ori acum are nodul nord, adică prezentul, îl are în vărsător, ceea ce înseamnă că tot ceea ce face el trebuie să ducă spre bunăstare, spre deschidere spirituală, spre a scoate, vezi, Rusia scoasă din matrița aia negativă și așa mai departe. El ce face? Vine și o scoate și arată că Rusia poate mai multe decât zice lumea, știi? Da. General. Noi acum, oamenii ar trebui să aibă în vedere că noi facem o analiză așa pe scurt și spunem cuvintele sau punctele cheie. Oamenii aceștia se putem discuta cu mult mai mult despre ei și mult mai multe lucruri se pot vedea. Dar nu ne permite nici timpul și nici nu ar trebui să facem o obsesie din ei, ci pur și simplu să vedem un picuț cum stau lucrurile din punct de vedere astrologic și numerologic. Absolut, absolut. Și acum să încheiem cu o personalitate cunoscută, Klaus Iohannis. No, zi-mi că știu că e un 4, 13. Da, 13, 6, 1959. 13, 6, 1959. E, vezi, un 4 de vibrație interioară și cumva el simte nevoia să, de siguranță și vezi când vine într-un discurs, nu vine așa nepregătit chiar. Exact. Asta e 4. 4 nu va fi nepregătit, el se organizează, se aranjează în așa fel încât totul să fie cum trebuie. Trebuie să facă parte dintr-un cadru. De altfel, cadrul lui 4 se vede un picuț și pe chip. Ce se mai vede pe chipul lui este faptul că e șasele, cum îl vedem noi, de altfel, luna. Așa, masculul, bărba mișto, de altfel. Hai să ne amintim un picuț cu ochelari, cum era, la Forțele Navale sau unde era acolo? Pantaloni albi, adică nu. Când ne uităm la el, vedem masculul, șasele. Da. Dar și poate. Dar vezi tu că de-a lungul vieții el este un fel de direcția ca lui Putin, 7. Adică cumva mistic ceva în el iarăși există. El nu ține neapărat să facă parte foarte mult din social. Și de unde, de acolo cumva vezi că de multe ori aparițiile lui publice nu sunt așa foarte, foarte multe. Iar când sunt, ori ieșim să zicem ceva inteligent și înțelept, ori nu mai ieșim. Bine, nu iese de fiecare dată, dar nu înseamnă că nu vrea. Exact. Mai mult decât atât, faptul că a fost profesor de matematică, nu? Fizică. Ideea este că are 3 de 3, ceea ce îmi spune mie că iubește științele exacte. Exact. Da. Îi place dăscălia. Deci lui a plăcut, chiar i-a plăcut ca și profesor. Mai mult decât atât, are 2 de 5, ceea ce înseamnă că are încredere în el, nu se pune problema. Nu stă foarte bine cu comunicarea, lucru care iarăși se vede. Dar vezi, uite, 3, 6, 9, bunăstarea materială e cea mai dezvoltată în matriță. Cu 6 case. Pentru el e important confortul și bunăstarea materială. Și are și capacitatea să o dobândească. Și nu e neapărat ceva rău în asta, n-ar avea de ce. Acum, modul în care e dobândită, nu discutăm, nu face parte din numerologie, nu dezbate. Dar o persoană cu foarte multă încredere în el,
în propria persoană, dual în gânduri, de acolo poate uneori vedem oarecare ezitare, are o motivație foarte bună. Și dar uite, vezi, la nivelul lui nu comunică, adică el comunică, dar comunică la modul de argumentare a lui 3. Nu este o comunicare, nu e un orator. M-am văzut aia cu mulți de 2. Cu 2, da. Aia cu mulți de 2 când vorbesc, bă, cuvântul ăla parcă ceva îți transmite ca energie. Cuvântul lui Iohannis transmite o informație. Nu transmite un sentiment. Și chiar așa și vorbește. Mă uitam acum, apropo de ce spuneai tu, că este un geamăn cu ascendent în fecioară. Pentru cei care cunosc, ambele sunt guvernate de Mercur. Mercur teoretic este zodia, este planeta comunicării, dar vedeți, fiind în fecioară, fecioara dă o anumită, acel cadru de care ziceai tu, are ascendentul pe fecioară, ceea ce îi dă o anumită rigurozitate, o capacitate organizatorică foarte bună, dar destul de riguros, și are aproape de ascendent, are luna tot în fecioară, care îl face ca și intuiția să încerce să o explice logic. Deci să își explice. Da, dar are intuiție, doar că probabil de cele mai multe ori nu crede în intuiția lui, da. Sau dacă crede, într-adevăr, necesită să o justifice. Da. Deci vedeți, se potrivesc, adică se completează foarte, foarte bine unul cu celălalt. Și uite-te, și el are Martele în leu, ca și Trump, mi se pare. Deci Marte în leu și uite, are conjuncție Marte-Venus în leu, unul lângă celălalt, știi? Ceea ce înseamnă... Tot așa, e foarte teoretic, ar trebui să fie foarte puternic ca masculin. Ar trebui să fie foarte impetuos, dar pentru că are Venusul chiar acolo, Venusul ce face? Vine și îi dă diplomație. Adică, cu alte cuvinte, dacă Iohannis ar fi avut o altă educație, ar fi fost un bătăuș, dar nu se poate. Un bătăuș și tot ce prindea femei le rezolva fără niciun fel de problemă. Dar uite-te ce înseamnă educația. Fecioara. Zodia fecioarei, știi? Da. Deci, dragii mei... Dar uite că spune cineva aici că era un super prop. Da, deci chiar cei cu mulți de 3 au capacitatea de a dăscăli, de principiul dascălui. Acum nu toți se fac dascăli, nu toți se fac profesori. Dar dascăl spune un cuvânt, profesor spune un alt cuvânt, cadrul didactic spune cu totul altceva. El, da, chiar a fost un dascăl. Și are această capacitate și ce a făcut chiar i-a plăcut. Da, și povestea și Oana de la Sibiu, ea este profesor la Bruckenthal și l-a avut profesor și după aceea a fost colegă. Ioana, da. Ea a fost acolo cu el și un om extraordinar, asta zicea, un dascăl fantastic, extraordinar, deci super fain, știi? Da. Deci, vezi, are, de exemplu, Saturn îl are la el acasă în Capricorn, ceea ce îi dă o rigurozitate, îi dă, adică ceva la genul... Da, el e foarte pragmatic în interior, foarte, și din prisma lui 4. Da, știu, Oana, că tu ești Oana, de-aia am și zis că tu ești Oana S. Păi eu sunt Oana. Așa, no, știu că tu ești, dar tocmai de-aia am, zice, cu simțul umorului inteligent și fin, da, așa, ai povestea despre el, că avea un simț al umorului foarte fin, așa, nici trebuia să-ți dai seama că el de fapt era la mișto. Știi? Da, dar știi de ce? Că era combinația, vezi, el cifră de destin 7, o combinație cu cumva între 3 și 7, vezi, 3-ul îi place foarte mult să glumească și să aducă bună dispoziție. Dar 7-le este foarte select și foarte fin. Și uite așa să glumim, dar glumim select, glumim fin, glumim cu subînțeles. Adică eu vă zic așa o glumă, dar voi vedeți de desubtul. Absolut, absolut.
Da. Deci, dragii mei, după cum ați văzut, am povestit în această seară și despre importanța numerelor și a planetelor, care, repet, ambele predispun, dar noi hotărâm ce facem. După cum spunea și Alexandra, bă, fraților, în aceeași zi s-a născut mai multă lume. La astrologie se ia și ora nașterii. Sigur, atunci poți să spui, bun, eu m-am născut la altă oră, în altă localitate, care are alte coordonate geografice și așa mai departe. Dar vedeți, la numerologie, tot așa cum spui tu, băi, în ziua în care s-a născut cineva, s-au născut cu mult mai mulți. Bine, putem să avem și noi în vedere ora, dar noi studiem calitatea zilei respective, dar și ora are o calitate de altfel. Sigur, dar, sigur. Până la urmă, ora respectivă face parte dintr-o zi. Așa. Eu îți mulțumesc din suflet, Alexandra, și data următoare aș vrea să povestim, când o să mai vii, sper să mai vii, aș vrea să povestim... aș vrea să povestim și despre numerologia numelui. Deci despre nume și despre ce mai vrei tu să discutăm. Deci, după cum vedeți, sunt foarte multe de discutat. Noi ce încercăm, ce încerc eu prin invitații pe care îi am, încerc să aducem cât mai multă informație pentru cunoaștere. Deci, după cum vedeți, nu este o chestie de genul la drum de zi, la drum de seară, ci este spre cunoaștere. Aș vrea să fac o emisiune și cu Ana, că tot este aici Ana. Aș vrea să o invit și pe Ana să povestim despre ABC-ul astrologiei, despre planete, despre anumite... Da, luați-ne pe noi cu niște pași din ăștia care nu știm prea mult, așa, cu niște un început, baza. Asta vreau să fac cu Oana și după aceea mai vedem. Noi, fiul meu a acceptat să mai participe la încă o emisiune, ceea ce pentru mine este wow. Și să sperăm că vor mai fi și alți invitați extraordinari. Dacă nu, exact atâția cât sunt perfecți. Iubita, îți mulțumesc din suflet. Pentru cei care participați mâine dimineață la atelierul meu de traume și secrete de familie transmise transgenerațional, mâine dimineață la ora 9:30, da? Vă las să aveți datele de acces trimise de Alexandra și noi o să ne vedem săptămâna următoare. Alexandra, îți mulțumesc din suflet! Mare drag, o seară minunată tuturor și nu uitați, nu faceți obsesii din lucruri, că deveniți un mic Hitler, că tot am început cu el. Foarte mișto. Nici la numerologie, nici la astrologie. Credeți-mă, dragii mei, că exact. Și eu cunosc astrologia, Alexandra cunoaște numerologia și nu ne conducem viața după astea. Adică... Avem în vedere informațiile și puterea care o putem lua de acolo, dar nu facem, repet, o obsesie din ea. Și dacă doriți să aflați mai multe despre voi, vă recomand din suflet pe Alexandra, plus dacă vreți să vedeți cu copiii voștri cum vă înțelegeți, unde să aveți grijă, dacă vreți cuplurile înainte să vă căsătoriți, unde să aveți grijă, e extraordinar. E momentul cunoașterii. Acum e momentul cunoașterii, să nu mai facem lucrurile doar așa, că așa se fac, știi? Da. Dar cei care nu reușesc să ajungă la mine din diverse motive, să discutăm online sau chiar fizic, dacă va fi posibil în viitorul apropiat, recomand cu drag cartea lui Anatol. Da, absolut. Cartea lui Anatol, vă mai arată încă o dată, numerologia în viața fiecăruia. Anatol Basarab. Pentru care eu am o admirație deosebită. Păi da, și tu știi cum e 6 vibrații interioare și el 6 vibrații interioare și na, acum ce să zicem? Și ne scăpăm amândoi și eu și Anatol cu vorbe din astea mai neaușe și așa mai departe. Da. Mulțumesc, Alexandra, îți mulțumesc din suflet. O seară frumoasă. O seară frumoasă îți doresc. Ne vedem. Ciao.